Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie în împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce, Doamne, prin o ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci de veci. Părinte drag din ceruri, cu recunoștință și cu mulțumire, în această zi măreață a învierii Tale, Doamne, venim atâtea suflete, Doamne, din întreaga Românie. Venim, Doamne, în fața tronului Tău de har să-Ți mulțumim. Să-Ți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai readus aminte, Doamne, cât de mult ne-ai iubit și ne iubești în continuare întreaga creația Ta pe care, Doamne, Tu ai făcut-o după chipul și asemănarea Ta. Doamne, îți mulțumim pentru că în momentul de față, Doamne, ne readuci aminte de acele momente când Fiul Tău cel prea iubit, Mântuitorul și Răscumpărătorul nostru, avea să pătimească, avea să treacă, Doamne, prin această jertfă care a fost, Doamne, așa de cruntă. Și, Doamne, îți mulțumim pentru că acolo, la dealul din Golgota, când El a fost jertfit, când El a fost crucificat, acolo, Doamne, a fost împăcarea noastră cu Tine. Părinte dragă, îți mulțumim pentru lucrul acesta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai arătat cât de mult iubești Tu creația Ta și la care, Doamne, Tu dorești ca fiecare care crede în Tine să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Doamne, îți mulțumim căci n-ai rămas în mormânt. Îți mulțumim, Doamne, căci Tu ai înviat. Și îți mulțumim, Doamne, căci ne-ai înviat și pe noi la o viață nouă împreună cu Tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru lucrurile acestea. De aceea, Doamne, Tu ne-ai promis căci Te îi duce sus în cer, să ne pregătești un loc. Îți mulțumim pentru această făgăduință. Rămâne, Doamne, să ne învrednicești pe fiecare în parte să căpătăm acest loc, Doamne. Locul acesta pe care Tu te-ai dus să-L pregătești depinde de fiecare în parte, Doamne. De aceea învrednicești-ne pe fiecare în parte, de la mic până la mare, de la copil până la bătrân, Doamne, să dobândim locul acesta. Tu ai spus, Doamne, să nu se, ni se tulbure inimile. Iată, Doamne, suntem într-o vreme destul de tulbur, dar avem, Doamne, nădejde, căci izbăvirea vine și numai și numai de la Tine. Doamne, îți mulțumim pentru că facem parte dintr-o lucrare așa de minunată. Te rugăm să binecuvântezi Tu întreaga lucrare a Ta. Binecuvântează, Doamne, întreaga frățietate, care, Doamne, stau cu inimile deschise pentru a auzi cuvântul Tău. Te rugăm să binecuvântezi și adunarea de astăzi, Doamne. Te rugăm să binecuvântezi orice suflet care aude cuvântul Tău. Vrem, Doamne, cuvântul Tău să fie o mângâiere. Vrem cuvântul Tău să fie o îmbărbătare. Doamne, dacă e nevoie să ne și cercetezi, dacă dorești, Doamne, să ne și mustri, te rog să o faci așa cum ai făcut-o de fiecare dată. Încredințăm programul în mâna Ta și credem, Doamne, că Tu ne vei binecuvânta și ne vei călăuzi prin Duhul Tău cel Sfânt. Binecuvintează, Doamne, și sufletul la care ne aducem aminte, Doamne, cu drag, de fratele Costică Bocăneală, care, Doamne, în mijlocul nostru, Doamne, ne-a adus cea mai frumoasă povață de a Te urma pe Tine. Vrem astăzi, Doamne, când el întâlnește această vârstă destul de înaintată, te rugăm, Doamne, ca binecuvântările Tale de sus să se reverse peste el și să luăm aminte, Doamne, privind la flacăra Lui, la dorința Lui, să luăm și noi aminte, Doamne, pentru ca să putem ajunge la liman. Binecuvintează, Doamne, adunarea, programul și orice suflet, Doamne, care aude cuvântul Tău. Pentru toate, Doamne, îți mulțumim. Rămâi binecuvântat și glorificat, Sfinte Tată, de acum până la Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnul nostru Mântuitor, venim și în această zi, Doamne, de înviere, înaintea Ta, Doamne, în felul acesta, Doamne, care Tu ne-ai rânduit, Doamne, să ne întâlnim, chiar dacă suntem nevoiți să stăm fiecare în casele noastre. Tu ai pus, Doamne, în inima noastră, Doamne, dorul de a Te căuta, dorul de a trăi cu Tine, Doamne, dorul de a-ți da Ție cea mai frumoasă slavă, Doamne, pentru cât de mult ai suferit pe cruce, Doamne, și pentru păcatele noastre, Doamne, Tu te-ai răstignit și noi vrem să Te aducem cea mai frumoasă recunoștință, cea mai înaltă, Doamne, slavă, Doamne, vrem să Ți-o dăruim Ție, Doamne, pentru că Tu meriți lucrul acesta. Doamne, Te rugăm să faci ca casele noastre să fie ca niște case de adunare, Doamne, să simțim Duhul Tău cel Sfânt cum plutește în casele noastre. Să simțim, Doamne, cum ne vorbești prin gurile fraților, chiar dacă stăm în fața acestui ecran, Doamne. Știm că puterea Ta este atât de mare. Știm că Tu ești în orice loc unde noi Te chemăm, Doamne. De aceea Te rugăm, în numele Domnului Iisus Hristos, să binecuvintezi Tu ziua de astăzi, Doamne. Să faci, Doamne, să simțim fiecare dintre noi în vierea Ta, Doamne. Doamne, Te rugăm în numele Domnului Iisus să faci ca viața noastră să fie din zi în zi mai curată, Doamne, să Te căutăm pe Tine, Doamne, pentru că simțim că aceste vremuri, Doamne, mai clar ca niciodată, sunt vremuri, Doamne, de cercetare, sunt vremuri, Doamne, de sfârșit, Doamne, de aceea Te rugăm. Ajută-ne, Doamne, pe fiecare parte să alergăm cât mai mult, Doamne, să strângem în inima noastră cuvântul Tău, să-L punem în practică în vieții noastre, Doamne, și să fim găsiți în ziua când Tu vei veni să ne iei acasă, Doamne.
Iartă-ne, Doamne, pentru tot ceea ce am greșit și ajută-ne, Doamne, ca viața noastră să căutăm, Doamne, să o curățim. Pentru toate, Doamne, vrem să-ți mulțumim și vrem, Doamne, să binecuvintezi Tu ziua de astăzi, să binecuvintezi Tu adunarea, Doamne, în modul acesta în care Tu ai rânduit, Doamne. Binecuvintează, Doamne, Tu fiecare frate și fiecare cuvânt care va fi spus, Doamne. Pentru toate, Doamne, vrem să-ți aducem toată lauda, toată cinstea și toată onoarea, pentru că numai Tu o meriți, de acum și până când Tu vei veni. Amin. Îngerul a strigat către cea plină de daruri curată fecioară. Bucură-te și iarăși zic, înainte de a începe, fratele Marian Spiridon, doresc doar două cuvinte să mai spun. Vreau să ne aducem aminte din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, din Psalmul 105, patru versete, primele patru versete. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui, cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui, făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt. Să se bucure inima celor ce cântă pe Domnul. Alergați la Domnul și la mijlocul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Iar Sfântul Apostol Pavel ne amintește, le amintea colosenilor și ne spune și nouă în capitolul 3, în care citesc chiar câteva versete. Astfel, dar ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare.
Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Amin. Domnul să ne ajute ca pe inima noastră să stea dragostea de Domnul și împlinirea cuvântului Său. Îl rugăm pe El să lucreze și în ziua aceasta, în felul acesta, și dăm slavă pentru toate. Ascultăm pe frați. Slăviți să fie Domnul. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul și Hristos a înviat. Îi mulțumim Domnului pentru că astăzi putem vizita adunarea din Radio, deși fiecare la casele noastre. Și îi mulțumim Lui și pentru prilejul acesta îndoit, pentru ziua fratelui Costică, care îi urăm sănătate și bucurie pentru cât îl va ține Dumnezeu pe acest pământ. Și lui, și familiei lui, și copiilor, și nepoților, și strănepoților. Dar în adunarea de astăzi am vrea să îi dăm prioritate Domnului Iisus și Cuvântului Sfânt și prilejul acesta minunat de învierea Lui din morți. Aș vrea să citesc un cuvânt, un verset scurt din Cartea Evrei, din capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea, și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Deși este un verset care nu vorbește în mod direct despre învierea Domnului Iisus, vorbește despre finalul fericit al jertfei și învierii Lui, să șezi la dreapta lui Dumnezeu. Și acest viitor frumos El l-a pregătit nu doar pentru El și îngerii Lui, ci în special pentru noi, fiind calea prin care ne-a dat și nouă dreptul să putem sta și împărăți împreună cu El. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Și gândul meu scurt pentru după amiaza aceasta este că învierea Domnului Iisus a deschis cerul și a dat un nou viitor vieților noastre. Viața noastră pe acest pământ este limitată și se încheie inevitabil cu moartea noastră. Și dacă ne-am oprit la perioada asta de timp, ar fi totuși trist. Tot Apostolul Pavel spune, dacă ne-am pus încrederea în Hristos doar pentru viața pe acest pământ, suntem cei mai nenorociți dintre oameni, deși principiile creștine, ceea ce învățăm din cuvântul Lui, ne sunt folositoare și în viața noastră. Dar ceea ce a făcut învierea Domnului Iisus a fost să zic că moartea nu este sfârșitul. Moartea este începutul adevăratei voastre vieți. E drept că în perioada aceasta scurtă vom fi și noi ca ucenicii Domnului Iisus. Domnul Iisus în timpul vieții Lui le-a spus în repetate rânduri. Vedeți că ne îndreptăm spre Ierusalim, acolo mai marii poporului mă vor omorâ, de la treia zi voi învia. Dar ei n-au avut suficientă înțelegere să creadă că jertfa și omorârea Domnului Iisus nu a fost finalul, ci doar începutul și că Domnul Iisus va învia. Așa au făcut și ucenicii care mergeau în drumul spre Emaus, erau tulburați, nu înțelegeau de ce s-au întâmplat aceste lucruri teribile cu Domnul Iisus. Fără să vreau să minimizez toată suferința și povara păcatului pe care a trebuit să o poarte Domnul Iisus, aș vrea ca în după-amiaza aceasta să ne gândim la ce ne așteaptă dincolo. Așa cum s-a spus și la rugăciune, Domnul Iisus a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și Domnul Iisus pregătește locul acela pentru noi toți. Niște versuri dintr-o cântare spuneau așa, și dacă lucruri care pierd
nefarmecă nespus. Dar cum va fi acolo în cer, în țara lui Iisus? Povestea aceasta noastră, viața noastră, are, Dumnezeu avea pregătit un final frumos. Era la începutul facerii lumii, când Dumnezeu a făcut raiul lui Dumnezeu cu oamenii, cu Adam și Eva, și totul era perfect, într-o stare deosebită, așa cum vom vedea probabil dincolo în veșnicie. Și la un moment dat s-a întâmplat ceva, că Adam și cu Eva au păcătuit și Dumnezeu a fost nevoit să închidă poarta raiului, dar Dumnezeu a spus, nu acesta este sfârșitul povestii. Și a spus șarpelui, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Tu îi vei zdrobi călcâiul, iar ea îți va zdrobi capul. Deci de la începutul lumii, de la Adam și Eva, Dumnezeu avea deja pregătit tot acest plan de izbăvirea noastră și de pregătirea acestui final frumos. Moartea nu este sfârșitul. Și în lumea aceasta, Domnul Iisus vrea să ne zice ochii spre ceea ce va fi dincolo. Cum va fi oare în țara lui Iisus? Și gândindu-ne la ce vom avea dincolo, și că de fapt sfârșitul vieții noastre nu este doar pe acest pământ, va trebui să avem încredere mai mare în învierea Domnului Iisus și în ceea ce El vrea de fapt să facă în viața noastră. Mai este un lucru. Cei care vor sta în ceruri, l-aș asemna într-un fel ca o stare de izolare. Noi acum stăm în casele noastre. În ceruri vom sta toți copiii lui Dumnezeu împreună cu Domnul Iisus. Și ne vom simți atât de bine că vom fi singuri acolo. Nu doar eu singur sau noi de aici singuri, ci toți copiii lui vom fi în prezența lui. Numai că cei care vor gusta viața veșnică vor fi cei care de pe acest pământ au gustat viața aceasta cu Domnul Iisus. Și aș vrea să mai citesc un verset din 2 Corinteni, din capitolul 5, versetul 15. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Domnul Iisus ne-a deschis cerul și a spus, viața nu se termină cu moartea voastră. Eu am înviat, pârga celor adormiți, și așa veți învia și voi. Dacă vreți să trăiți și voi viața veșnică împreună cu mine, va trebui ca de acest pământ să trăiți după poruncile și după legile mele. Și să-L iubim pe Domnul Iisus de pe acest pământ. Aș vrea să închei cu o strofă din cântarea Când va începe nunta noastră, o cântare în care fratele Traian arată cum toate lucrurile frumoase pe care le-am văzut și de care ne-am minunat pe acest pământ vor păli în fața arătării Domnului Iisus. Și spune el chiar că îngerii, străjerii, vor stinge soarele și luminătorii, așa cum stingem noi becurile din cameră când este prea soare afară. Și una din strofe spune, o, bucuriile întâlnirii, ce inim, Doamne, vom avea ca strălucirea fericirii să o poată întreagă atunci purta. Și fratele Traian se gândea, cum va putea inima mea, așa slabă, să poată cuprindă în ea toată bucuria revederii Domnului Iisus și a cerului. Și probabil se gândea că vom primi alte inimi mai capabile să guste bucuria cerului. Gândul meu îl încheie aici, rugându-mă ca Domnul să-și reverse harul peste adunarea de astăzi, pentru frații care au participat, ca noi, stând în casele noastre, să-i putem simți bătaia lui la inima noastră, să-i putem simți îndemnul, mustrarea sau gândul pe care vrea el să ni-l transmită. Și gândul acesta este, viața nu se termină aici, viața începe în veșnicie și garanția aceasta este dată de învierea Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Hristos a înviat, slăvit să fie Domnul! Nu-i pe lume înviere mai măreață ca atunci când crapă noaptea de păcat și Hristos renaște un suflet
la viață. Noi pe lume înviere mai măreață. Cerul-ntreg e atunci un cântec minunat și Hristos renaște un suflet la viață. Noi pe lume înviere mai măreață. Cerul-ntreg e atunci un cântec minunat. Noi pe lume bucurie mai slăvită, ca aceea care-ți dăruie Iisus. Viața-i har, iar moartea-i nuntă strălucită. Noi pe lume bucurie mai slăvită. Soarele-i atunci pe veci nemai apus. Viața-i har, iar moartea-i nuntă strălucită. Noi pe lume bucurie mai slăvită. Soarele-i atunci pe veci nemai apus. Și nu este în lume moarte mai senină ca acelui ce-a umblat cu Dumnezeu. Fericit se avânt în veșnica lumină. Noi pe lume o biruință mai senină, însorită de-un mai dulce curcube. Fericit se avânt în veșnica lumină, noi pe lume o biruință mai senină, însorită de-un mai dulce curcube. Dă-mi, Iisuse, începutul și sfârșitul unei vieți înflăcărate de-al tău dor. Pentru slava ce-și așteaptă răsăritul. Dă-mi, Iisuse, începutul și sfârșitul credinciosului ostaș biruitor. Pentru slava ce-și așteaptă răsăritul. Dă-mi, Iisuse, începutul și sfârșitul credinciosului ostaș biruitor. Credinciosul lui ostaș biruitor. Hristos a înviat. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Înainte de toate, vreau să transmit la mulți ani cu multă sănătate, fericire și viață veșnică fratelui Costică, care a împlinit frumoasa vârstă de 99 de ani. Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-i facă parte de raiul lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, înainte de toate, aș vrea să citesc 3 versete din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Corinteni, capitolul 1, 1 Corinteni, capitolul 15, primele 3 versete. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas.
și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, deja v-ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu. Și Apostolul Pavel le spune trei lucruri. Că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și înviat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa și celorlalți sfinți apostoli după înviere. Iubiți frați și surori, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această mare sărbătoare, îi mulțumim pentru adunarea asta minunată și frumoasă. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Domnul Iisus Hristos este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume pentru fiecare dintre noi. Iisus a făcut cunoscut voia Tatălui Ceresc la toată lumea, nu numai la unii oameni. El s-a suit la cer să ne pregătească un loc acolo unde este El să fim și noi. Îi mulțumim Domnului Iisus Hristos din toată inima că El ne-a dat lumina și fericirea veșnică. Îi mulțumim pentru grădina frumoasă unde a fost răstignit și îngropat, pentru că pentru noi este grădina Raiului lui Dumnezeu. Îi mulțumim pentru Golgota, care este înălțimea de unde privim și vedem toate într-o lumină nouă și veșnică. Și de acolo am văzut cât de mult ne-a iubit pe noi Dumnezeu Tatăl din ceruri. Prin lumina Golgotei, iubiți frați și surori, putem vedea cât de zadarnice sunt toate avuțiile și toate bogățiile lumii în care trăim și toate, într-adevăr, starea noastră de mândrie și de aroganță și slava oamenilor, câte de zadarnice sunt când privim prin lumina Golgotei lui Dumnezeu. Prin lumina învierii Domnului Hristos putem vedea cât de frumoasă și fericită poate fi viața noastră trăită cu Tine, Doamne Iisuse, și numai pentru Tine. Prin lumina învierii Tale, Iisuse, Doamne, putem simți cât de adevărată și fericită este nădejdea învierii pe care cred, toți care cred în Tine și merg pe urmele Tale, ascultă de cuvântul Tău și fac voia Tatălui din ceruri. Prin lumina învierii Tale vedem trecutul nostru iertat și viitorul nostru slăvit. Și numai de pe înălțimile Golgotei și prin lumina învierii Tale, Iisuse drag, vedem totul adevărat și luminos. Te rugăm, Iisuse drag, ajută-ne să alergăm și noi la crucea și la mormântul Tău, să ne aplicăm și noi la crucea Ta cu rugăciune și meditație, pentru ca să primim și noi lumina veșniciei. Nu ne lăsați lipsiți de împărăția Ta niciodată. Nu ne lăsați să ne depărtăm de Tine, pentru că Tu ne-ai chemat la cuvântul Tău și la să facem voia Ta cea sfântă. Pentru toate suntem recunoscători și ajută-ne să stăm smeriți la piciorul crucii Tale în semn de recunoștință pentru toată viața frumoasă pe care ne-ai dat-o de când Te cunoaștem. Într-un minut vreau numai să citesc poezia fratelui Traian, care spune de n-ar fi înviat Hristos, zadarnic ar fi fost credința și omul purul păcătos, îngemânat cu suferința, prin lume și-ar fi dus căința, necunoscând ce-i biruința, de n-ar fi înviat Iisus, zadarnic ar fi fost cuvântul, ce pretutindeni s-a spus și s-a împânzit cu el pământul, n-am fi știut ce-i legământul, și veșnic ne-ar fi fost mormântul de n-ar fi înviat Iisus. Da, Domnul a înviat din morți și a arătat că învierea ce a sfărâmat uși închise și porți închise e semnul vieții și puterea ce duce lumii, mângăierea și darul jertfei Lui și anume înfierea. Hristos a înviat din morți cu moartea spre moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Prin învierea Lui îl slăvim și îl binecuvântăm, că și nouă ne-a dat bucurii multe și ne face parte de Raiul lui Dumnezeu.
slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl din ceruri, prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, până în veci de veci. Amin. Slăvit să fie Domnul! Cu adâncă emoție, sărbătorim astăzi un patriarh al adunării noastre, ajuns la onorabila vârstă de 99 de ani. Chipul lui luminos și liniștit ascunde o viață lungă care a traversat prin văi necuprinse. A adunat nectar din fiecare suferință și a dăruit celor din preajma lui zâmbet, căldură sufletească și poveți valoroase izvorâte din experiențele trăite. Fratele Costică este o emblemă pentru adunarea din Rediu, dar și pentru Săteni. În casa lor au poposit mulți oaspeți. Și toți au luat din mireasma dăruită de viața lui. Împreună cu sora Vasilica mi-au fost ca și părinții mei, aproape de sufletul meu. M-au povățuit când era cazul și m-au ocrotit cu dragostea lor. Am rămas mereu legat sufletește, chiar dacă trupește suntem departe. Ori de câte ori mă întorc în casa lor, simt aceeași căldură. Mă rog Domnului să ajungem să sărbătorim și 100 de ani. Să ne bucurăm, dar în această zi a învierii, să dăm slavă celui înviat că ne-a dat frați și surori cu care să trăim pe pământ și cu care suntem nerăbdători să petrecem și veșnicia. Hristos a înviat, Hristos
Domnul! Dragii noștri, frate Constantin și sora Vasilica, suntem onorați și binecuvântați să luăm și noi parte la această frumoasă sărbătoare, la aniversarea 99 de ani pe care Dumnezeu i-a dăruit fratelui Constantin. E o mare bucurie și un har să trăiești o viață pe căile Domnului. Și ne bucurăm că fratele Costică lasă în urma lui o cale luminoasă, o cale plină de credință și de dragoste pentru Domnul Iisus. Și la această sărbătoare aș vrea și eu să dedic o poezie care, într-un fel, reflectă pașii fratelui Constantin care se apropie de pragul cerului. Nu știu cât voi mai trece pe unde azi văzut, căci anii mei lumina și întinsul și-au scăzut. N-am să mai trec pe drumul bătătorit și drag decât puțin, căci pașii se apropie de prag. La cele trecătoare nici când n-am prea ținut. De aceea nedreptatea nu prea mult m-a durut. Adevărata mi viață n-a fost ce se părea. De aceea în fața morții n-am prea ținut la ea. Nu știu cât voi mai arde aici unde sunt, căci scade unde lemnul din vasul de pământ. De aceea vreau nu vorbe în jurul meu să țes, ci cântec de lumină spre locul unde ies. Cei ce vor vrea să cânte, să aibă în el îndemn. Cei ce vor vrea să creadă, un sfânt și veșnic semn. Cei ce vor vrea să lupte, un steag înflăcărat, căci n-am rămas din flăcări, decât ce-a fost curat. Amin, slăvit să fie Domnul. Amin. O, cât de bun este Dumnezeul nostru, care v-a binecuvântat cu ani mulți, frate Costică și soră Vasilica, ca să vedeți pe copiii copiilor voștri până la strănepoți. Ne sunteți cu adevărat o istorie vie de 100 de ani. Ce har! Ce har de la Domnul! A fost o mare bucurie și pentru noi să vă cunoaștem în această sfântă lucrare a oastei. Ne alăturăm astăzi și noi, familiei dragi, să ne exprimăm prețuirea ce vă purtăm în Hristos, căci prin El am fost înfrățiți în această mare familie a oastei. Vă dorim din suflet ca în anii pe care Domnul vi-a rânduit să-i mai petreceți pe aici, să aveți un cer senin și inimile tot mai pline de bucuria întâlnirii cu Domnul, pe care l-ați iubit cu statornicie. Căci prin cuvântul Domnului noi știm că la plecarea noastră nu intrăm într-o noapte spre un necunoscut, ci ni se deschide o fereastră spre lumina și bucuria eternă împreună cu Domnul și cu cei dragi care au plecat înainte. Rugați-vă, fraților, și pentru noi să ajungem cu bine în patria eternei lumini spre care ne nădăjduim să ajungem și ne luptăm. O, dragi frați, dar până acolo mai avem de străbătut pe acest pământ pe unde suntem călători vremelnici și avem promisiunile Domnului care ne însoțesc să-L urmăm și ne însuflețesc în umblarea cu El pentru bucuria ce ne așteaptă. Iată ce zice Domnul: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ba mai mult, odată ce am primit lumina lui Hristos și îl urmăm pe El cu credincioșie, noi înșine devenim lumini. Este și un izvor de adevărată lumină. Lumină pentru viață, lumină duhovnicească, pentru că viața este Hristos care locuiește în noi. După cum spune Sfântul Pavel,
odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină, nu în lumină, lumină în Domnul. Umblați, dar, ca niște copii ai luminii. Dragi frați, care ascultați, toți, nepoți, copii și ceilalți frați, iată că acum, cu prilejul acestei pandemii, care ne-a adus atâtea constrângeri și limitări, Domnul a rânduit să ne putem vedea și auzi cu cei cu care nu ne-am văzut niciodată sau nu ne-am văzut de zeci de ani. Este și faptul acesta o dovadă că se împlinește cuvântul lui Dumnezeu cu noi, cuvânt care zice toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. O, și dacă aici, pe acest pământ, ne bucurăm să vedem și să revedem fețele celor dragi și să ne auzim unii pe alții de la așa mare distanță și în atâtea locuri pe unde ne aflăm fiecare, ce va fi și ce va fi în cer? Domnul să ne ajute pe fiecare, acolo unde suntem, să ne sfințim viețile și să ne pregătim mereu pentru actul cel măreț, pentru evenimentul care întrece orice pricepere. Ce inimi, Doamne, vom avea să poată cuprinde bucuria și lumina nesfârșită? De aceea, fraților, pentru visul acesta, care va deveni o realitate, cât încă mai suntem pe aici prin vale, să ne iubim, să ne prețuim și să ne rugăm unii pentru alții. Hristos a înviat. Bucurați-vă, fraților. Slăviți să fie Domnul. Slăviți să fie Domnul și mă auziți cu siguranță acum, da? Da. E bine acum. Da. Probabil la laptop am eu o problemă. Hristos a înviat. Aș putea să cântăm împreună cu nepoatele mele, dar ele dorm încă, este încă de vreme sau cum să zic, sau târziu pentru ele. N-am îndrăzice 30 de somn. Nu voi avea numai decât o predică, pentru că e dificil să predici în situația asta. M-am obișnuit deja, specialist chiar și în... transmisii live a slujbilor, a adunărilor de aici, de la Iași, dar totuși n-aș putea să intru într-un tipic de adunare, gen predică formulată, pregătită, și de aceea aș vrea să transmit doar câteva gânduri. Deci cântarea nu va mai fi, o aveam pregătit eu pe telefon să o transmit, dar nu pot să, nu știu, numai de scurt să transmit înregistrarea. Hristos a înviat încă o dată și slăvit să fie Domnul. E o bucurie să fim alături a doua zi de Paște, a doua zi de înviere, invitat fiind de fratele Gigi, la cea de-a 99-a aniversare a tatălui, a fratelui Costică, am înțeles, da, Bocaneală. Ce să-i spunem? Nu putem să spunem la mulți ani, pentru că e destul de nepotrivit să urez la mulți ani, dar putem să urăm fratelui Costică să trăiți veșnic. Cred că e mai potrivită urarea aceasta. Am petrecut împreună învierea. Am slujit slujba din învierea. Am participat chiar și la adunări online. De felul acesta pe Zoom. Și cumva lipsa de părtășii pe care am avut-o, pe care am simțit-o datorită izolării, a fost suplinită oarecum într-un oarecare procentaj prin tehnica aceasta nouă pe care beneficiem și noi, Biserica și oastea Domnului. Dar să știți că am trăit experiențe frumoase, chiar dacă nu eram împreună cu credincioșii, cu frații, cu sororile, experiențe frumoase, pentru că această săptămână care a trecut, văduvit fiind de comunitate, de părtășie, m-au apropiat mai mult de cuvânt, de Sfântă Scriptură. Și eu o mărturie aceasta pe care o fac, probabil asta voiește Dumnezeu. Am și scris multe lucruri. Cred că Dumnezeu vrea să mai ieșim un pic din tipic, din regulamente, să mai ieșim un pic din formă,
din această rutină pe care noi avem ca și preoți, dar mă refer aici și la adunările noastre. Deci eu voi și cred că ăsta e mesajul sau unul din mesaje pe care am putea să ne învățăm de la ce se întâmplă. Sparge stiparele. Vom intra pentru că Dumnezeu, parcă să spunem așa, e sătul de tipicurile noastre, de formele noastre, de ritualul nostru, să știți, e sătul de asta și cred că s-a plictisit. Dumnezeu s-a plictisit de tipicul nostru, de formele noastre, de ritualul nostru. Și atunci ne-a ținut în casă, ia vedeți-vă voi un pic și de relația voastră intimă, personală cu Hristos, cu Iisus, cu Dumnezeu în final. De atâtea rugăciuni, probabil, de atâtea acatiste, de atâtea slujbe, de atâtea adunări, chiar noi nu mai avem timp să ne rugăm, noi nu mai avem timp să avem o relație intimă personală cu Iisus. Nu spun pentru dumneavoastră, spun sincer pentru respectiv la mine. Asta am învățat eu din perioada și asta și probabil va mai continua. Pentru că Dumnezeu vrea să intre într-o relație personală cu noi. Nu știți ce Dumnezeu și ce Dumnezeu avem noi creștini și mai ales noi cei din noastră Domnului. Creștini sunt declarați mulți pe fața Pământului. Dar cei care sunt într-o relație cu Dumnezeul lor, într-o relație vie, într-o relație caldă, personală, sunt puțini, să știți. Asta am constatat acum. Și noi nu înțelegem ce Dumnezeu avem. El nu stă în ceruri, pe tronul slavei undeva, și privește cam precum un rege pământean la supușii lui. Acesta este un Dumnezeul monoteiștilor necreștini. Nu este niciun chip cioplit acest Dumnezeu al nostru, precum nici o forță a naturii, precum este Dumnezeul păgânilor sau idolatrilor, politeiștilor. Nu s-a depărtat de creația sa, cum spun deiști, adică, sau cum spune și cine, numai dacă un mare filozof, Dumnezeu s-a retras din lume, chiar unul dintre ei a spus că a și murit. Și nici nu s-a dizolvat în creație. Foarte important, nu s-a dizolvat în creație, pe cum spun panteiști, adică cum că Dumnezeu ar fi prezent și în pixul ăsta pe care îl ține în mână, înțelegeți? Ei, noi nu avem un Dumnezeu de felul acesta. Ci avem un Dumnezeu care s-a deșertat pe sine, și citesc din Filipeni, chip de rob luându-l, făcându-se cum? Asemenea nouă a oamenilor și a venit să le cunoască pe toți ca noi și ca și noi să-l cunoaștem pe el. Și să cunoască toate cele ale noastre, toate neputințele noastre, toate afectele noastre umane. Și uimitor spune Sfântul Grigorie de Nisa, are un cuvânt frumos la privitor la această chenoză, această smerenie a lui Iisus, lui Dumnezeu, de fapt, care s-a deșertat de slava lui cerească și a venit printre noi. Cel care a creat apa a însetat. Cel ce a poruncit pământului să rodească a slăbăzit. Cel ce s-a îmbrăcat cu lumina ca și cu o haină s-a botezat gol în apele Iordanului. Nu a săvârșit niciun păcat, dar și-a asumat toate păcatele noastre. Dumnezeu, cuvântul, se jertfește fără de glas ca un miel. Am trecut prin săptămâna patimilor. Și pentru că aș vrea să mai continui doar vreo câteva minute, să vedem în ce fel Hristos și-a asumat această moarte, această durere, această suferință, și să nu cumva să credem că chiar poate că unii suntem ispitiți să vedem în el slăbiciune omenească. Atunci când este în grădina Ghețimanilor, atunci când este pe cruce și în agonie, suntem înscris să vedem oarecare slăbiciune omenească, nu omenitatea a suferit în Hristos, ci noi vedem cumva neputințele noastre ale fiecăruia. Dar nu e așa. Hristos nu a fost o victimă a sistemului. N-a fost o victimă. Deci nu a murit că nu avea cum, nu avea încotro. Deci nu s-a resemnat cumva că oricum n-are ce face. Și a asumat, a acceptat fiecare lovitură de bici în parte și a asumat fiecare palmă și scuipat. O singură palmă n-a acceptat-o Hristos. Știți care? Gândiți-vă un pic. Ce palmă nu a suportat-o și s-a și revoltat împotriva ei. A fost palma dată de cine? Dată de un slujitor al templului, adică de templu. Ei, nici de acolo n-ar fi trebuit să vină palma asta. Și vedem cum, de altfel, palmele cele mai dureroase și în istoria noastră sunt cele venite din partea templului, sunt cele venite din partea bisericii. Și astea ar trebui să nu le suportăm. Hristos a suportat toate biciile, scuipările,
cum am și spus mai palma asta, și n-a fost atât de dureroasă fizic vorbind ca toate celelalte. Fiecare piron înfipt în trupul lui l-a primit cu pace. Așadar, Hristos n-a fost o victimă a templului, a sistemului, a romanilor. El și-a anunțat chiar înainte de asta, ați văzut, cu vreo 3 săptămâni în urmă, de vreo 3 ori moartea. Și vorbește despre patim și Răzvan în 2 îl întreabă de locurile de-a stânga și de-a dreapta și chiar în săptămâna florilor și amintește moartea și răstignirea. Și știm că în Evanghelie din săptămâna patimilor Petru sau scoate o sabie și taie urechea unui struș și nici măcar atunci îi spune lui Petru, eu înapoi a mea nu am primit să fie apărat cu sabia, nu a primit Hristos să fie apărat cu sabia. Sau ți se pare că nu pot să rog pe Tatăl meu să-mi trimit acum mai multe de 12 luni de îngeri? Am primit paharul din mâna Tatălui, spune în epistola, în Evanghelia către Ioan, a Evanghelia lui Ioan, pentru că așa a binevoit. Nu pentru că nu aveam control. Nu pentru că nu aveam control. Foarte important mesajul acesta. Și chiar atunci când plâng femeile pe drumul crucii, ce spune el acestora, fiice ale Ierusalimului? Nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri, sunt Luca. Știa că o inimă, că moartea aceasta nu era o pedeapsă a oamenilor pentru el, ci era o pedeapsă a lui Dumnezeu împotriva păcatului omenirii, pe care el, Hristos, s-a luat pe cruce împreună cu el. Nici măcar în fața morții n-a fost Hristos o victimă. Foarte important lucrul ăsta. Spune textul de la răstignire, când și-a dat Duhul Hristos, strigând iarăși cu glas mare și-a dat Duhul. Strigând iarăși cu glas mare și-a dat Duhul. Domnul a strigat atunci moartea care s-a apropiat tremurând și a ascultat porunca de a lua sufletul său și a-l duce acolo unde mergeau toate sufletele oamenilor, adică unde? În iad, în șeol. De aceea, în Evanghelia după Ioan, spune așa textul. Și plecându-și capul, și-a dat Duhul. E diferența aici, eu ceva nepotrivit. Plecându-și capul, și-a dat Duhul. De obicei, un om obișnuit mai întâi moare, apoi își lapsă capul greu și din iad. Faptul că Domnul a plecat mai întâi capul, și apoi și-a dat lucrurile, reprezintă nu un detaliu neobișnuit, ci o întărire a faptului că el a ales când să moară. Adică a dat nu ca că a fost o victimă a morții, ci ca un biruitor al ei. Ca data confirmată, a aprobat morții să ia sufletul. Și-a plecat capul în semn de încuvințare. Tot el, Hristos a murit când a vrut el. Și cum a făcut el? Nu că așa l-a obligat alții să moară. Cea mai importantă, de fapt, predica Mântuitorului Hristos a fost fără cuvinte. Toate aceste gesturi pe care le-am amintit. A început în Ghețiman cu sudoarea, da, care se transformă în picături, se preface în picături de sânge, și a continuat până la cruce, până la gestul de a-și da Duhul, abia după ce își pleacă capul. Noi îl socoteam, spune Isaia, pedepsit pentru bătut și chinuit de Dumnezeu, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața despre fi și nebăgat în seamă, dar el ne învață că cel ce iubește nu poate să nu sufere, dar poate alege să nu fie victimă, foarte important, poate alege să nu fie victimă atunci când iubește desăvârșit dumnezeiește. Să nu ne victimizăm, asta este un alt mesaj pe care îmi dorește, să nu ne victimizăm acum, mai ales în situația asta, ci ne asumăm și cu un pic de curaj trebuie să începem să repropovăduim Evanghelia așa cum a vrut Dumnezeu, așa în Duhul ei. Poate că Dumnezeu constată că undeva suntem departe de Duhul Evangheliei, de propovăduirea în Duhul înaitașilor noștri. Și atunci ne ține un pic izolați, ne ține un pic să avem o introspecție, să ne cercetăm pe noi înșine și abia după aceea să vedem care este, fără victimizări și cu curaj, și cu curaj. Cam atât, frate Gigi. Știu că acum fetele s-au trezit, dar dacă mai pot cânta în viorul de pădure acum, nici nu sunt îmbrăcate ca de adunare, îmi cer iertare. Poate că sărim peste programul lor.
cu iertare încă o dată, din toată inima, slăvit să fie Domnul că Hristos a înviat. Cântăm de la numărul 467, Hristos a înviat din morți. Hristos a înviat din morți, Hristos a înviat. Deschise fiara vieții porți, Hristos a înviat. Înviata, 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 Hristos a înviat. Adevărat, 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 Hristos a înviat. Frate, în lume, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, recunosc că nu mă pricep la tehnică, copiii pe lângă mine pacei,
dar am înțeles că se aude. Ce să-i urez unui frate cu asemenea vârstă? Niciodată n-am sărbătorit 99 de ani, mult pentru mine, și ca să nu greșesc vorba părintului Manole, să-i zic la mulți ani, parcă nu știu cum e. Dar însă citesc din Scriptură și cu siguranță nu voi greși, pentru cei care doriți să recitiți de la Proverbe la capitolul 3, versetul 1 până la 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Zilele și anii s-au lungit la fratele Costică, sigur că doresc și mai departe să împlinească a doua binecuvântare, să-i aducă multă pace. De aceea cred că fratele Costică va primi cu bucurie acest salut, multă pace. Și vreau să-mi prospătesc cuvântul și urare care au spus-o fratele Ioan Pane, se scrisă la Psalmul 128. Este o salutare specifică evreilor, dar și nouă. Să-ți vezi pe copiii copiilor tăi, adică pe limba noastră, să-i vedem pe nepoții noștri. De aceea, cred că aceste urări din partea mea sunt suficiente și cred că e de acord, fratele Costică, că în această zi frumoasă trebuie să vorbim puțin și despre învierea Domnului. Despre această înviere aș vrea câteva cuvinte. Îmi place cuvântul arătat de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, la capitolul 4. Pentru că tot pus întrebarea aceasta și s-au găsit multe răspunsuri pentru ce a înviat Hristos. Și găsesc aici la Romani 4:25, vorba despre Iisus Domnul, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. A înviat pentru că am fost socotiți neprihăniți. Adică, Mântuitorul și-a sfârșit și-a încheiat jertfa sa. Tatăl din cer a primit această jertfă a lui despre care s-a vorbit așa de frumos și spune mai departe Sfântul Pavel, care vorbește mult de înviere la 1 Corinteni, capitolul 15. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Dar noi credem că El a înviat. Și credința noastră nu este zadarnică, dar ce e foarte important, că noi nu mai suntem în păcatele noastre. De aceea îmi place răspunsul acesta pentru ce a înviat Hristos, pentru că am fost socotiți neprihăniți. Un cuvânt despre înviere, despre puterea învierii, vorbește tot Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni și sper să găsesc repede să citesc, îmi place să citesc cuvântul Domnului ca să nu spun de la mine. În Filipeni, la capitolul 3, Apostolul Pavel vorbește despre el, vorbește despre păcatele lui, vorbește cât el de neputincios când e vorba de a împlini cuvântul Domnului. Și zice aici despre el, că aș vrea să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințele lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Nu știu câți dintre noi am putea zice ca Apostolul Pavel că noi știm despre el că a fost un om al lui Dumnezeu, a fost un om neprihănit. Dar când îl auzi pe el cum vorbește despre el, parcă ne schimbăm părerea și avem și pe fratele Trean multe mărturisiri de genul acesta pe care el le face și câteodată zicem, da, cum spune el despre el asemenea lucruri când noi știm altceva despre el. De aceea
nu-i bine să ne dăm noi cu părerea nici în pozitiv, nici negativ despre niciunul din noi, pentru că cântarul lui Dumnezeu este altul. Iată la Epistola către Romani, capitolul 6, pentru cei care doriți să cunoașteți mai mult decât spun eu, într-adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui. Chiar așa, trupul păcatului nostru să fie dezbrăcat de puterea Lui. Tot aici la Roman, la capitolul 7, că este mai aproape, mai ales versetul 18, începe până la 14, dar mai ales versetul 18. Știu, într-adevăr, spune Sfântul Pavel, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voința să fac bine, dar n-am puterea să o fac. Din nou vreau să mă refer la mine și dumneavoastră, dacă vreți, vă referiți la dumneavoastră, vreau să fac binele, dar n-am putere. Și acum aici fiecare ne știm slăbiciunile noastre, care de fapt nu sunt numai slăbiciuni, cele sunt păcate. Fiecare ne le știm și le cunoaștem. Eu pot să spun exact Apostolul Pavel, în anumite privințe, am voință, vreau, dar n-am putere. Și atunci Apostolul Pavel se întreabă, zice un cuvânt chiar destul de grav despre el, în versetul 24 de la Roman 7. O nenorocitul de mine. Grav lucru spune el despre el. Eu cred că este așa, pentru că el face mărturisire despre el și întreabă cine mă va izbăvi de acest trup de moarte. Și răspunde tot el că îl va izbăvi Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea, așa cum am spus în epistola către Filipeni, îmi place aici să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Aici nu e vorba de cunoștință, pentru că Sfântul Apostol Pavel se roagă pentru cei din Filip, la capitolul 1, ca și cei din Colose, zice așa, Filipeni 1:9, și mă rog, ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese. Auziți? Să deosebiți lucrurile alese. Adică se referă și la noi. Să deosebim lucrurile alese. Vreau să vă mărturisesc că am probleme cu acest cuvânt în ce privește a deosebi lucrurile alese. Trăim o vreme în care tot știu, toți dau explicații despre oastea, ce e oastea, cine e ăla, cum e ăla, tot cuvântul, dar pe lângă toate acestea, noi știm foarte bine de vrăjmașul care vine și seamănă în neghina. De aceea, mi-a rămas în minte cuvântul acesta, că l-am auzit odată la adunare la care eram și eu, pe fratele Valer, care a spus pe de rost cuvântul acesta și de atunci mi-e așa de drag. În sensul că mi se potrivește, se pot deosebi lucrurile alese. Aș spune două vorbe, dacă n-am depășit, despre vestirea învierii Domnului. Dacă mergem pe filele Scripturii și vedem primele predici ale ucenicilor, vă rog să citiți când va vestim pe acasă din Faptele Apostolilor, veți vedea că fiecare cuvânt, fiecare predică, în fiecare din aceste predici ei vorbesc despre învierea Domnului. Eu mă opri numai puțin la Fapte, la capitolul 5, un capitol frumos, în care farisei și cărturarul, marele preot, versetul 27,
se adresează ucenicilor, nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta. Și iată că voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Voi spune pe scurt, pentru că timpul meu s-a dus. Și în zilele noastre cred că e nevoie să vorbim despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos, mai ales în biserica noastră, unde ne-a chemat Domnul într-un fel special, să-L vestim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Cât se vestește în România, în biserica noastră, Domnul nostru Iisus Hristos, nu am nimic de spus acum, că nu pot și nu vreau să spun acum, dar eu cred că ceea ce a spus Părintele Iosif este adevărat, anume că poporul nostru nu-L cunoaște îndeajuns pe Iisus cel răstignit. A fi urmat mai departe să spun la Ioan capitolul 4, vă rog să citiți, unde vorbește de singurul nostru mijlocitor, care este Domnul și Mântuitorul nostru. Și încă un cuvânt, orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul Anticrist, de a cărei venire ați auzit și auzit ce spuneți, și El chiar este în lume acum. În adunările noastre, cât îl vestim noi pe Iisus cel răstignit și mai ales când vorbim din învierea Lui. Vreau să mă opresc aici, cu toate că aș mai fi avut multe de spus, dar eu mulțumesc Domnului pentru cei care vă pricepeți la astfel, să mânuiți astfel de tehnici, eu nu știu asta, dar copiii spații pe lângă mine și vreau să vă mai spun un gând. Pentru mine, felul acesta de a ne vedea, de a ne auzi, de a ne vorbi, nu locuiește nici de cum adunările noastre. Aștept să se termine nebunia asta cu ceea ce este în lume, că nu numai la noi în țară, ceea ce este în lume și poate că ne vom căuta, ne vom întâlni mai cu bucurie, vom cheltui cu bucurie ca să ne vedem unii cu alții, pentru că, așa cum am zis, ceea ce se face acum este ceea ce este, dar nu sunt adunările despre care spune Evanghelia 2 sau 3. Este o întâlnire, cum se spune, în temnici, virtuală. Dar Mântuitorul spune unde sunt doi sau trei adunați acolo, unul lângă altul. Mulțumesc pentru această ocazie și încă o dată fratele Costică, sper că nu se supere că am vorbit mai mult de Domnul decât de el, dar să primească aceste urări din partea noastră și din partea familiei mele și doresc ca mai departe să ne întâlnim și împreună să lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Amin. Primăvară dulce, mi-a venit frumos să cântăm cu toții, să cântăm cu toții a învia Hristos, să cântăm cu toții, să cântăm cu toții a învia Hristos. El ne-a duce nouă harul cel de sus, să cântăm cu toții, să cântăm cu toții a învia. Și pe
toți vedeam tărând via și voi, frați, surori, cu toții, într-un gând voios, haideți să ne fie, haideți să ne fie și pe noi Hristos. Haideți să ne fie, haideți să ne fie și pe noi Hristos. Haideți să fim. S-a înviat. Dăm slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh și de la Cluj și ne bucurăm că putem să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, din care voi citi câteva versete și voi avea câteva gânduri, în mod special legate de învierea Domnului Iisus și învierea noastră, dar și de Tatăl meu care astăzi se bucură de Domnul în condițiile unei persoane în vârstă care se deplasează mai greu, aude mai greu, vede mai greu, dar cred, din câte îl pricep, ne-am auzit și zilele trecute, în inimă are pace și mulțumire și asta contează. În Matei 28 avem un tablou al învierii, dacă citim în primele versete, versetul 2, și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Am citit relatarea aceasta din Matei 28. Aș citi și relatarea din Ioan 20 și aș citi și ceva din Ioan 21 ca să spun următorul lucru. Că dacă am vrea să ne uităm, textele acestea se citesc fiecare dintre ele într-un minut, într-un minut și ceva. Cu alte cuvinte, am
cumva dreptate într-o măsură că avem în față niște tablouri. Tablouri cu o compoziție foarte interesantă, foarte specială. Ce avem acolo? Păi avem acolo un cutremur de pământ, avem acolo un înger descris atât de, cum să spun, de fantastic. Avem acolo niște străjeri care cad paralizați, avem niște femei care n-au uitat care le era scopul pe acolo și continuă să-și facă pașii spre mormânt, dar avem un mesaj de la cel care a murit și a înviat, de la Domnul Iisus, pentru că îngerii nu spun de la ei, după cum și creștinii care vorbesc în numele Domnului nu vorbesc de la ei, sau cel mai adesea ar trebui să ne cutremurăm la gândul că spunem ceva în numele Lui, adică cuvântul Lui Dumnezeu. Tabloul din Ioan 20, când ucenicii erau închiși acolo, vine Domnul Iisus și le spune pace vouă. Nu vedem aproape nicio reacție din partea lor, a ucenicilor, de aceea vreau să spun din nou un alt tablou, o altă compoziție. Și aș vrea să vă spun că în fiecare compoziție oamenii au stările lor sufletești, au emoțiile lor, surpriza, teama sau bucuria și toate amestecate, cel puțin evenimentele imediate învierii adună așa ceva. Și unii dintre voi ați văzut tablouri de acestea de pictori renumiți. De ce vreau să le pun? De regulă, un tablou îl reții mai bine. Și legat de ele vreau să spun că relatările sunt scurte, dar mesajul este puternic, este de durată și unda lui merge până astăzi și an de an serbăm, celebrăm învierea Domnului, dar învierea Domnului este trăită de cei credincioși în fiecare zi. Învierea Lui a fost existențială în lumea fizică, iar rămâne existențială sufletește prin Duhul în toți cei care L-au primit pe El. Vreau să vă spun un cuvânt care întărește ce spun acum. În Ioan 15, Domnul Iisus, când vorbește despre Hristos vița, spune în felul următor, în versetul 5: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dragii mei, ucenicii în zilele acelea, dinainte, dar mai ales după înviere, au avut multe acțiuni. Probabil că și-au făcut planuri abia atunci instant, pentru că nu prea știau la ce să se repadă, să le facă, să întreprindă datorită acestei confirmări în adâncul sufletului lor că Hristos cu adevărat este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, că prin învierea aceasta se confirma că jertfa măiastră a lui Dumnezeu de răscumpărare a fost primită și ei aveau acum un statut de privilegiați. Erau primii care știau. Rețineți un amănunt, sau am reținut noi toți probabil. După învierea din morți, Domnul Iisus nu mai are nimic să spună lumea acesteia. Nu mai merge nici la Pilat, nu mai are de-a face nici cu Ana, cu Caiafa, cu toate autoritățile lumii de atunci. El are de-a face cu biserica, cu poporul lui. Și noi astăzi ne bucurăm chiar în forma aceasta mai, hai să spunem, restrictivă, de faptul că Hristosul cel înviat lucrează și își continuă lucrarea în inima noastră. Despre ziua aceasta eu o să-mi aduc aminte și din pricina acestor iconițe care le văd pe laptop, unde am văzut fețe cu bucurie, unde am văzut fețe pline de dragoste, unde, mai ales că mulți ne cunoaștem și îl binecuvintez pe Dumnezeu pentru fiecare dintre voi, pentru că Dumnezeu a rânduit astăzi să venim împreună și să ne aducem aminte de Mântuitorul nostru care a înviat pentru noi și pentru mântuirea noastră. Întrebarea cu care aș vrea să închei este următoarea.
dacă tablourile acestea rămân vii în mintea noastră și unii dintre noi avem de zeci de ani tablourile acestea zugrăvite de bătrânii adunărilor noastre din anii de înainte de Revoluție, după Revoluție și când ne vin în minte, vrând nevrând, la sărbătoare sau chiar în afara acestui context al sărbătorii, ce facem cu această înviere sau alte, cum ne raportăm la ea? Știu că știți, știu că mulți ne bucurăm, vă bucurați, fraților, de faptul că Mântuitorul nostru ne-a iubit și ne-a iubit până la capăt, adică a dus, a făcut lucrarea Lui până la capăt, până unde trebuia, am spune noi, ca să ne fie de folos pe mântuirea noastră. Cu toate acestea, noi care lucrăm secvențial, adesea ne fură lucrurile veacului acesteia, câteodată ne înfășoară chiar păcatul. E adevărat că când vine din nou în minte tabloul răstignirii învierii, poate că mă ajută să alerg la rugăciune, la pocăință, la mărturisirea păcatului, la lăsarea păcatului și așa mai departe. Dar dacă am fost înviați la o viață nouă cu El, ar trebui să intrăm în tiparul Sfântului Apostol Pavel, care ziceam, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Tablourile acestea ne aduc aminte că am fost iubiți. Tablourile acestea ne aduc aminte că s-a plătit un preț așa de mare. Tablourile acestea ne spun nouă din nou și din nou că am fost rodul iubirii lui Dumnezeu. Și pentru că am citat mai înainte din Ioan 15, și de la noi, urmașii lui, se așteaptă vreun rod. Nu ca să ne lăudăm cu el, este lucrarea lui și el, după ce a plecat din lumea aceasta, i-a lăsat pe ai săi ca să ducă vestea Evangheliei mai departe. Și dacă o duce mai departe, înseamnă că noi suntem cei care trebuie să ne întrebăm cum facem cu grijă toată lucrarea aceasta. Versetele cu care închei sunt din Apocalipsa, care în capitolul 2, versetul 8, spune așa: Îngerului bisericii din Smirna scrie: Iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt iudei, ci sunt o sinagogă a satanei, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Am încredințarea că părinții mei și voi, frații mei, prin credința în Domnul Iisus, ați înviat împreună cu El și trăiți o viață nouă. Iată că în lumea în care trăim astăzi, prin această pandemie, moartea pândește de la orice colț. Nu e exclus ca chiar unii din apropiații noștri să fie victime acestui virus. Problema sau bucuria sau vestea bună este că a doua moarte, așa, nu vătămează pe cel care acum, prin credință, l-a primit pe Domnul Iisus și care trăiește în El. Ce vă doresc tuturor este să rămânem în El, în Domnul Iisus Hristos. Acestea au fost cuvintele pe care le-am vorbit nu de mult cu părinții mei și l-am încredințat pe tatăl meu, care aude mai greu, dar are interes să înțeleagă ce se întâmplă cu noi când suntem slabi, ce se întâmplă când nu mai citim, îmi spunea, și nu mai pot să rețin. Citesc în Biblie, nu mai pot să rețin. Dragii mei, haideți să citim până putem reține, haideți să ne rugăm, așa cum spune cântarea, rugați-vă mai bine voi cei ce vă rugați, căci Domnul nostru vine și mare-i plata sa, ferice de oricine va fi găsit așa. Sunt așa de bucuros că ne-am putut vedea și v-am putut cuprinde și cu siguranță că cel care era în grădina
unde Maria și femeile s-au dus, care era acolo unde ucenicii erau închis, și întregea tablou este în fiecare viață care o trăim, fie că e vorba de Galați, fie că e vorba de Brașov, fie că e vorba de Italia, Timișoara sau oriunde. Dumnezeu să ne binecuvinteze să trăim în ascultare de El, în legătură, să ne tragem viața din El ca să putem să și rodim spre slava lui Dumnezeu. Amin. Amin. Hristos a înviat. Adevărat. Vreau să putem spune și noi din locul acesta din Miguel ca binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în Domnul nostru Iisus Hristos. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință și care vrea să răspândească prin noi, în orice loc, miriasma cunoștinței Lui. Când ești prieten cu Iisus, orice zi e o sărbătoare, orice lacrimă e o floare, orice clipă e un mister ce te apropie de cer. La această zi de sărbătoare măriață pentru întreaga omenire de învierea Domnului nostru Iisus Hristos, se mai adaugă încă o sărbătoare a aniversării 99 de ani a Fratelui Costică și, așa cum spune tot o strofă de cântare, să dăm mulțumire în rugă unii de anii tăi, frate, cu ai noștri împletiți, iar mâine, de asemenea, să fim ca un roi, nici noi fără tine, nici tu fără noi. Îndrăznesc să spun încă o strofă de cântare a Fratelui Traian Dorst, de la numărul 15, nădejde dulce în moartea mea, răsplata mea înainte și pace veșnic voi avea cuvântul Cărții Sfinte. Ajută-mi, Doamne, zi de zi, neclătinat să pot păzi cu dragoste, până la mormânt, cuvântul Tău ce sfânt. Și un îndemn pe care l-am pus încă de la începutul acestei pandemii pentru adunarea din Inghel este din Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, fraților, și în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Să ne ridicăm ochii în sus, să privim la păsările cerului, să privim la crinii de pe câmp, la iarba pe care astăzi este și mâine nu mai este. Și așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, cu cât mai mult, cu mult mai mult vă va purta de grijă El vouă, puțin credincioșilor. Și dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, dacă nu puteți adăuga nici măcar un cot la înălțimea vieții voastre, dacă nu puteți adăuga nici măcar un an la lungimea vieții voastre, atunci pentru ce vă îngrijorați de cele mai mărunte lucruri? Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. De n-ar fi înviat Hristos, zadarnic ar fi fost credința. Și omul pururi păcătos, îngemănat cu suferința, prin lume și-ar fi dus căința, necunoscând ce-i biruința, de n-ar fi înviat Hristos. De n-ar fi înviat Iisus, zadarnic ar fi fost cuvântul ce pretutindenea s-a spus și s-a împânzit cu El pământul. N-am fi știut ce-i legământul și veșnic ne-ar fi fost mormântul, de n-ar fi înviat Iisus, dar Domnul a înviat din mort. Și-a arătat că învierea ce-a sfârmat închise port e semnul vieții și puterea și aduce lumii mângăierea și darul jertfei în pierea Hristos a înviat din morți. Amin. Iisus adevărat, decât cel unul, unul, cel ce pe Golgota s-a dat, el cel ce mi-a răscumpărat, el scumpul dragul unul. Slavă lui mereu, El e Dumnezeu, al Mesia lui.
Aleluia, Iisus mântuitor. De când El cere cruce, I-a șez păcatul tuturor. Și plec și bun și iubitor spre cerul ne conduce. Slavă lui mereu, El e Dumnezeu, al Mesia lui. Slavă numai lui, numai lui, numai lui. Lui ar fi sus și nu va fi, de cât El ce mărire. Și care vor primi eterna mântuire. Slavă lui mereu, El e Dumnezeu, al Mesia lui. Slavă numai lui, numai lui, numai lui. Tu iar Iisus și nu mai e, ce plană mijlocește, și tuturor ce cred în El, trăind în casă dulce fel, loc să se găsește. Slavă lui mereu, El e Dumnezeu, al Mesia lui. Slavă numai lui, numai lui, numai lui. Lui alt Iisus, El va veni, curând cu slavă tare. Ia judeca și răsplăti, fericea cei ce-l va găsi, curaj și n-ascultare. Slavă lui mereu, El e Dumnezeu, al Mesia lui. Slavă numai lui, numai lui, numai lui. Slavă lui mereu, El e Dumnezeu, al Mesia lui. Slavă numai lui, numai lui, numai lui. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul și Hristos a înviat! Învață-ne lumină al mersurilor fel. Peste orice timp să trecem cum Tu treci peste el. Să trecem prin cuvinte ca Sfântul înțeles, al razelor curate, când intră și când ies. Să trecem prin noroiul ce nu-l putem feri, ca aripa ta albă prin cea mai sfântă zi. Să trecem peste spice, sudoarea răcorind, ca dulcea unduire a inimii iubind. Să trecem prin durerea pe care o întâlnim, alinător, ca zborul ușor de heruvim. Să trecem peste lume, lăsându-i amintiri, frumusețea și mireasma înaltelor trăiri. Să trecem prin iubire, sfințind-o pe pământ, ca Duhul rugăciunii prin ceasul cel mai sfânt.
să trecem prin viață așa cum Tu ai făcut, lăsând mai bună lumea prin care am trecut. O, de a-mi putea să trecem pe lângă orice ins, ca raza neîntinată de orice ar fi atins. Am trece prin cuvinte și nu le-am întina. Am trece printre valuri și nu ne-am scufunda. Am trece prin iubire, fără să o lăsăm zdrobind. Am trece prin cântare, fără să o lăsăm plângând. Am trece peste spice și nu le-am apleca. Am trece peste ramuri și nu le-am despuia. Am trece prin părere spre veacul de apoi, cu brațele încărcate de unde am venit goi. Și atunci, nu zadarnic, am fi trecut prin vis. Ne-ai sărutat pe lacrimi, Tu cel ce ne-ai trimis. Și atunci, nu zadarnic, am fi trecut prin vis. Ne-ai sărutat pe lacrimi, Tu cel ce ne-ai trimis. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat și slăvit să fie Domnul. Ne bucurăm că fratele Costică Bocaneală ne prilejuiește și acest an o adunare, o întâlnire frățească. Și într-adevăr, vârsta de 99 de ani nu este așa de des întâlnit, acest prilej. Este o raritate binecuvântată, pentru că puțini oameni ating această vârstă, puțini oameni sunt așa longevivi. Este taina lui Dumnezeu, cum rânduiește El anii fiecăruia dintre noi. Mă gândesc că uneori vezi oameni cu o robustețe fizică care iradiază sănătate și ai impresia că acești oameni vor avea și o viață lungă și totuși o boală îi poate răpune în scurt timp. Nu știu dacă fratele Costică a, prin prezența lui fizică, cineva s-a gândit câți ani va trăi. Dar Domnul care rânduiește fiecare dintre noi anii a știut lucrul acesta și în înțelepciunea lui tainică i-a dat acest număr de ani să-i trăiască. Legat de această vârstă înaintată, m-am gândit la un adevăr care este important pentru noi, și anume dorința omului de a trăi în această viață cât mai mult. Mă duc în Cartea Geneza, acolo în capitolul 3, după ce Dumnezeu i-a mustrat pe Adam și pe Eva pentru păcatul lor și le-a rostit sentința, anume că ei vor ieși din condițiile și din starea paradisiacă și vor merge în alte condiții în care truda, sudoarea, boala și în cele din urmă moartea. Pământ ieși și în pământ te vei întoarce. Avea să fie soarta fiecăruia și a lui Adam și a Evei și a fiecăruia dintre urmașii lor. La un moment dat, este un lucru destul de tainic în capitolul 3, în versetele 22, de la versetul 22. Domnul Dumnezeu a zis: iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam la răsăritul și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște cheruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Vedeți că
Adam, în noua condiție, cunoștea binele și răul. Adică Adam nu mai trăia sub călăuzirea Duhului Sfânt și în armonia perfectă cu Creatorul. Adam avea acum și alternativa neascultării, alternativa împotrivirii față de Dumnezeu. Acesta era răul pe care îl cunoștea Adam. Adică alegerea împotriva voii Creatorului său. Și știm cum au evoluat oamenii după aceea. Chiar primul zămislit, și anume Cain, el a fost cumva un începător al răutății, al păcatului, prin crima săvârșită împotriva lui Abel, fratele său. După care, câteva generații mai departe, unul din urmașii lui Cain a spus că pentru rana lui se va răzbuna de 70 de ori câte 7. Iată la ce măsură se amplifică răul. Știm cu toții foarte bine ce s-a întâmplat în istoria omenirii. Puțini oameni au fost aceia care au vrut și au trăit binele, ascultarea de Dumnezeu, echitatea socială, bunătatea, iertarea, foarte puțin. General a fost sau generalizat a fost răul. Ce să facă omul cu nemurirea în această condiție de cădere? Spune Sfântul Vasile cel Mare că nici îngerii din ceruri, îngerii lui Dumnezeu, nu ar putea să rămână în starea de bine, în starea de sfințenie, fără Duhul Sfânt. Vorbind despre Duhul Sfânt, spune că nici îngerii nu ar putea, fără Duhul Sfânt, să fie sfinți, să trăiască în armonie cu Dumnezeu. Ori omul pierduse această armonie, pierduse armonia cu Dumnezeu pentru că Duhul lui Dumnezeu plecase din om. Ce să facă omul fără Duhul Sfânt cu nemurirea, cu nemurirea fizică? Ar fi amplificat mult mai mult, la cote neimaginate, răul. Omul, deși muritor, deși supus bolilor, deși supus atâtor mărginiri, vedem cât de mult se mândrește, cât de mare este îngânfarea omenească. Cu cât mai mult era această îngânfare, dacă ar fi putut dobândi, dacă ar fi putut avea și nemurirea, ne imaginăm. De aceea Dumnezeu a rânduit așa ca omul să nu aibă nemurirea fizică. Vedem că în lume oamenii necredincioși prețuiesc foarte mult sănătatea, dar nu o prețuiesc ca pe un dar al lui Dumnezeu, prin care să poți să-i slujești lui Dumnezeu fără împiedicare, ci o prețuiesc ca pe un bun în sine, un bun care îi permite omului să se bucure de plăcerile acestei vieți. Și caută omul să lupte împotriva tuturor bolilor, să găsească leacul cu orice preț, dacă s-ar putea să găsească chiar și leacul morții. Se știe că chiar și bătrânețea este considerată o boală și se fac studii intense, se folosesc de progresele tehnologiei în domeniul medicinei pentru a cerceta, se cheltuie resurse de bani, de timp, oameni deosebit de deștepți, oameni care cunosc, oameni foarte buni în domeniul medicinei, care cunosc foarte mult celula și studiază celula, modul de regenerare a celulei, vor să ajungă până acolo încât să afle secretul pentru ca trupul omului să nu mai îmbătrânească, celulele să se regenereze în continuare.
să afle în felul acesta secretul unei tinereți fără bătrânețe și în cele din urmă să afle și secretul nemuririi. Chiar și au mai găsit oameni, au mai căutat o metodă și anume prin a-și congela trupurile celor morți din cauza unor boli incurabile, cu speranța ca peste ani și ani, când se va găsi remediul, când se va găsi tratamentul acelor boli datorită progreselor medicinei, el se poată fi dezghețat și readus, reanimat, readus la viață. Este o luptă și o alergare a omului pentru a dobândi nemurirea în această viață. Aceasta este gândirea, mentalitatea omului fără credință, care vrea să păstreze totul în viața aceasta de acum. Vrea să aducă totul, să readucă totul în viața aceasta de acum. Pentru că el, nevrând să conceapă lucrurile prin credință, nu vede nimic în afara lucrurilor palpabile, în afara acestei vieți palpabile. Lor degeaba sau să nu le vorbești despre viața veșnică. Nu interesează, nu cred în ea. Și în felul acesta caută să-și prelungească anii, să-și prelungească zilele, să caute secretul care se țină departe de toate bolile și suferințele acestei vieți. Dar pentru omul credincios nu este așa. Omul necredincios se află în această luptă, în această strădanie. Nu știm cât va îngădui Dumnezeu să evolueze știința medicală. Dar dacă ne gândim la versetul pe care l-am citit la început, poate că, de fapt, este o profeție, acest verset, când Dumnezeu i-a depărtat pe Adam și Eva de pomul vieții, poate că este o profeție și anume că oamenii, nici măcar până la sfârșitul veacurilor, cu toată evoluția tehnologiei, evoluția medicală, nu vor reuși să găsească secretul care să evite moartea. Pentru omul credincios, aceasta nu este o problemă. Nu este un lucru la care să se gândească. Cu toții suntem recunoscători pentru sănătatea pe care o primim și pentru anii vieții pe care îi primim, dar noi știm că acești ani ai vieții și această sănătate trebuie să le fructificăm în slujba lui Dumnezeu. Ele capătă valoare și anii și sănătatea numai în măsura în care le-am pus în slujba lui Dumnezeu. Ne gândim la Avraam, omul credinței. El și-a lăsat cetatea tatălui său, unde se pare că avea o situație materială confortabilă, a ascultat glasul lui Dumnezeu. Pentru el, chemarea aceasta, setea aceasta după altceva nepământesc, a fost un glas mai puternic decât al firii care caută confortul. În capitolul 13, în Epistola către Evrei, spune că pentru credință, prin credință, Avram a lăsat cetatea tatălui său și a mers pribeag între străini. Numai un om al credinței putea să facă asta. Și în capitolul 13 spune că noi nu avem aici cetate stătătoare, ci suntem în căutarea cele viitoare. Este concluzia Sfântului Apostol Pavel. Așadar, sunt convins că fratele Costică Bocăneală nu și-a propus, nu și-a dorit vreodată să trăiască 100 de ani sau peste 100 de ani. Poate că neputințele bătrâneții devin o povară atât de grea încât nici nu te mai poți bucura de această viață
ci gândul celui credincios se duce stăruitor la viața dincolo, despovărată de lutul acestui trup. Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Costică. Și eu mă bucur și m-am bucurat și cu alte prilejuri la Radio când am putut să particip și la celelalte adunări organizate de fratele Gigi, să-l întâlnesc pe acest om care, spre deosebire de alții, când te întâlnești cu el, vorbește de Domnul. Am fost odată la o slujbă de maslu cu încă trei preoți, la un om care era țintuit la pat, dar conștient, care avea vârsta de 98 de ani. Și omul acela vorbea, după ce am terminat slujba, era conștient, foarte lucid, și vorbea cu mare plăcere și insista asupra anumitor lucruri pe care le-a experimentat el în viața lui din tinerețe. Spunea, în cutare loc, și dădea o adresă din orașul Galați, este o gogoșerie. Cele mai bune gogoși acolo se găsesc. Sigur, nu mai există nici gogoșeria, dar în mintea lui, în starea lui de neputință, la vârsta aceea, gândul lui, sufletul lui zbura spre anii tinereții, când se putea bucura de această viață. Păcat că omul nu ajunsese să-și trimită ancora sufletului său, adică nădejdea în împărăția lui Dumnezeu. Ori fratele Costică Bocăneală, de câte ori am avut ocazia să vorbim, din două vorbe ajungea să ne spună despre credință și despre Domnul. De aceea îl considerăm un frate binecuvântat pe el și pe copiii lui, pe nepoții lui, strănepoții lui și pe noi, de asemenea, care l-am cunoscut și l-avem în mijlocul nostru. Îi dorim anii pe care va mai avea, zilele pe care le mai avea, să le aibă pline de pace. Și nădejdea întâlnirii cu Domnul și a bucuriei veșnice să crească în intensitate din ce în ce mai mult, în așa fel încât pe chipul său, deși brăzdat de trecerea anilor, să strălucească lumina acestei frumoase credințe și nădejde în Dumnezeu. Amin. Slăviți să fie Domnul și la mulți ani, frate Costică. Slăviți să fie Domnul! Ne bucurăm și noi că putem fi astăzi prezenți la această adunare alături de frații noștri. Într-adevăr, nu se compară cu adunările unde puteam să fim prezenți fizic, să-l îmbrățișăm pe fratele Costică, pe sora Vasilica, care împreună împlinesc această vârstă frumoasă. Dar Dumnezeu compensează, așa cum spunea și frații mai înainte. Nu putem să ne întâlnim fizic, dar avem o altă bucurie că ne putem întâlni cu frații care, în mod normal, nu cred că ar fi participat la această adunare. Dar ne bucurăm și dorim și noi să cântăm o cântare împreună cu familia noastră, să vizite Domnul și cântarea 468. Ați Hristos a înviat, a înviat, a înviat, a înviat, a înviat, lumea i-a s-a luminat. A înviat, a înviat, lumea i-a s-a luminat. Îngerii din ceruri sus cântă slavă lui Iisus. Lui Iisus, lui Iisus, lui Iisus, lui Iisus, are viață, iar lui.
Să fie Domnul. Și Hristos a înviat. Wir möchten gern ein paar Grußworte an euch richten. Ne bucurăm să fim împreună în această după-amiază. Und ganz speziell möchten wir die Grußworte auch an alle Christen, die schon lange auf dem Weg mit Jesus sind, richten. Și vrem foarte mult să salutăm pe toți care sunt acum aici în această adunare și pe toți pe care îi cunoaștem sau nu îi cunoaștem și care sunt de mulți ani pe calea Domnului. Und ganz speziell an Constantin Boccaniala, wo 99 Jahre alt ist. Și persoana cea mai deosebită pe care vrem să salutăm în după-amiaza aceasta este bunicul nostru, Constantin, care zilele trecute a împlinit 99 de ani. Wenn man so alt ist, hat man Ostra schon über 90 Mal erlebt. Cine a ajuns la o așa de vârstă înaintată, a sărbătorit de multe ori Paștele. Ich selber habe noch lange nicht so viel, aber ich habe doch ein paar Gedanken zu Ostern. Noi încă nu am sărbătorit de așa de multe ori Paștele în viața noastră și totuși avem niște gânduri pe care vrem să le împărtășim despre această sărbătoare specială. Ich möchte versuchen, Ostern in drei Schlüsselwörter, drei zusammenfassen. Dorim să încercăm să căutăm trei cuvinte cheie pe care noi le legăm cu această sărbătoare specială. Wir gehen jetzt auf die Suche, wie wir das machen können. Möchtest du es lecken? Dort, wo Jesus auf der Erde war und uns die frohe Botschaft gebracht hat, pe vremea când Domnul Iisus era pe pământul acesta și ne-a adus Evanghelia, ist eine Zeit gewesen, wo die Römer Judäa besetzt haben. Era o perioadă grea pentru oameni. Erau ocupați de romani. Und für die Menschen ist es nur möglich gewesen, über den Priester zu Gott eine Beziehung anzubringen. Și pentru oamenii din perioada aceea era posibil numai prin preoți să aibă o legătură cu Dumnezeu, să intre într-o relație cu Dumnezeu. Und wir wissen, dass seit Jesus da gewesen ist,
ist es möglich für alle, eine Beziehung zu Gott zu haben. Și noi știm că datorită Domnului Iisus, datorită venirii Lui, pentru noi este posibil să avem o relație personală cu Dumnezeu. Es ist damals eine schwierige Zeit gewesen. Vremea aceea, pe când Domnul era pe pământ, Domnul Iisus pe pământ, era o vreme grea. Wir haben Sorgen mit dem Coronavirus. Și noi avem în zilele astea griji, poate frică, temeri, acum cu virusul ăsta. Und damals hat man Sorgen gehabt mit den Römern, die das Land unterdrückt haben. Și pe vremea aia erau alte gânduri, alte griji pe care le aveau oamenii. Was hat Jesus gemacht? Er hat uns Hoffnung gebracht. Și ce a făcut Domnul Iisus? Domnul Iisus a adus oamenilor nădejde, speranță. Er hat eine neue Perspektive gebracht. Le-a arătat oamenilor o altă perspectivă. Er hat dem Nikodemus in dieser Nacht, wo der Nikodemus zu Jesus gekommen ist, genau gesagt, was es geht. Și lui Nicodim i-a explicat în noaptea în care l-a întâlnit. I-a explicat exact despre ce este vorba. Und wir können Johannes 3, 16 und 17 kurz lesen. Și în Ioan, capitolul 3, versetul 16 și 17, este scris: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Und drum haben wir jetzt bereits das erste Wort gesehen, Hoffnung. Și acum am găsit primul cuvânt cheie, nădejde, speranță. Und jetzt gehen wir grad weiter. Și continuăm cu cuvântul al doilea. Und in Johannes 20:27 lesen wir. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 21, capitolul 20, cu versetul 27. Dass Jesus schon zweimal den Jüngern begegnet ist, einmal ohne Thomas und einmal mit Thomas. Acolo citim că Domnul Iisus, după ce s-a născut, s-a arătat ucenicilor Săi. Odată era Toma acolo, prima dată nu era acolo, a doua oară era acolo. Und dann lesen wir weiter beim dritten Mal, wo Jesus den Jüngern begegnet ist. Și apoi citim de al treilea moment în care Domnul Iisus s-a arătat ucenicilor Lui. Das schauen wir später an. Aber da, beim Thomas, hat er gesagt, wenn du glaubst, weil du gesehen hast, wie glücklich sind denn die, die glauben und nicht sehen? Și aici vedem la a doua întâlnirea Domnului Iisus cu ucenicii Lui, unde Toma era de asemenea acolo, când i-a spus: da, acum tu crezi pentru că m-ai văzut și că ai atins rănile mele, dar cât de fericit este cel care, fără să vadă, crede. Er hat von unserem Glauben geredet. Și Domnul Iisus a vorbit despre credința noastră. Und das ist genau Stichwort, das zweite, Glaube. Și eu cred că ăsta este al doilea cuvânt cheie. Credință. Und jetzt gehen wir auf die dritte Begegnung nach der Auferstehung. Și dacă ne uităm la a treia întâlnire a Domnului Iisus după ce a înviat cu ucenicii Lui, die ganze Situation ist hoffnungslos gewesen. Ne putem imagina o situație fără nicio nădejde, fără nicio speranță. Die Jünger haben nicht können wissen, was geht's jetzt, wie geht's weiter. Ucenicii nu își puteau imagina cum se continuă, ce urmează. Und der Petrus hat gesagt zu ein paar Kollegen: komm, wir gehen fischen. Și Petru a spus la câțiva ucenici: hai să mergem la apă, să mergem la pescuit. Er hat das wieder gemacht, was er, bevor er vor 3 Jahren gerufen ist als Jünger, hat er wieder seine angestammte Arbeit ist er nachgegangen. Vedem deci că Petru face din nou ceea ce făcea înainte, ce a făcut înainte ca să fi devenit ucenicul Domnului Iisus. Wie verzweifelt muss man sein, wenn man das macht, nach 3 Jahren mit dem Meister wieder normal zu fischen? Cât de disperat trebuie să fi fost Petru să se întoarcă la prima lui meserie. Und wir lesen an dieser Stelle, in dieser Nacht haben sie nichts gefangen. Și citim în Evanghelia după Ioan că în noaptea aceea nu au prins nimic. Nomul în entușic.
Iarăși un moment de descurajare. Und Jesus ist am Ufer gestanden den Morgen. Și Domnul Iisus i-a așteptat a doua zi dimineață la malul apei. Und er hat gefragt, hat er Hunger, hat er etwas zu essen? Și Domnul Iisus i-a întrebat, aveți ceva de mâncare? Und dann hat er gesagt, werfen doch das Netz auf der rechten Seite vom Boot nochmal raus. Și atunci Domnul Iisus le-a spus, aruncați plasa pe partea cealaltă a bărcii. Und dann haben sie viele Fisch gefangen. Și au făcut, au ascultat și au prins foarte mulți pești. Und ihr müsst die Stelle mal lesen. Es ist so interessant. Der Petrus hat den Jesus wieder erkannt. Și vă încurajez să citiți acest pasaj din Biblie. Petru, citim acolo că Petru îl recunoaște pe Domnul Iisus. Und interessant auch, dass Jesus das gleiche Wunder gemacht hat, wo er die Jünger gerufen hat, auch wo er auferstanden ist. Și este foarte interesant că Domnul Iisus repetă aceeași minune pe care a mai făcut-o odată cu ucenicii lui. Und was jetzt ganz interessant ist, was sagt Jesus in der Situation? Și ceea ce este foarte interesant este să ne uităm la ce spune Domnul Iisus în această situație. Und er hat schon Fisch auf dem Feuer gehabt und hat die Jünger eingeladen zum Essen. Și când Petru și ucenicii s-au întors de la pescuit și barca era plină și plasa era plină, Domnul Iisus i-a așteptat la mal cu focul făcut și cu pești pe foc. Und er hat das Gespräch angefangen mit dem Petrus. Și a început să vorbească cu Petru și cu ucenicii. Er gefragt, hast du Milie? Și l-a întrebat pe Petru, Domnul Iisus l-a întrebat pe Petru, mă iubești? Petrus a gesagt, ja, mehr als alle anderen. Și Petru a spus, da, mai mult ca toți ceilalți. Jesus hat nochmal gefragt, hast du mich lieb? Și Domnul Iisus l-a întrebat din nou, mă iubești? Petrus a gesagt, ja. Și Petru a spus, da. Und Jesus hat nochmal gefragt, hast du mich lieb? Și Domnul Iisus l-a întrebat a treia oară, mă iubești? Interessant ist, das ist die erste Begegnung von Petrus mit Jesus, wo er ihn dreimal verlügnet hat. Să nu uităm, asta este prima întâlnire a Domnului Iisus cu Petru, după ce Petru l-a negat pe Domnul Iisus de trei ori. Für mich scheint das wie, Jesus hat wollen sagen, egal ob du mich dreimal verlügnet hast, wenn du mich dreimal gern hast, dann ist alles okay. E ca și cum mi se pare mie că Domnul Iisus i-a vrut să-i arate că, indiferent de câte ori m-ai negat, dacă tu mă iubești, de trei ori, totul e bine. Und das ist genau das Augenmerk, wo Jesus drauf gerichtet hat. Er hat uns die Liebe gebracht. Și cred că ăsta este cuvântul cheie pe care Domnul Iisus ne-l dă acum, în continuare. El a accentuat dragostea. Alles, was er von uns erwartet, ist auch die Liebe. Singurul lucru pe care l-așteaptă el din partea noastră este să-l iubim. Die Liebe für ihn. Să-l iubim pe el, din toată lumea. Die Liebe für das, was er als Botschaft gebracht hat, Gottes Reich. Să iubim împărăția Lui, să iubim tot ce El ne-a dat. Die Liebe, wo wir mit Gottes Augen, mit Gottes Perspektive in dieser Welt schauen. El dorește ca și noi să ne uităm la lumea asta, la toți oamenii din jurul nostru, cu aceiași ochi cu care ne privește El pe noi. Und drum sind wir jetzt beim dritten Wort angekommen, Liebe. Și ăsta este al treilea punct cheie, dragostea. Und jetzt können wir die Zusammenfassung machen. Die Zusammenfassung hat der Apostel Paulus bereits gemacht und er hat gesagt, alles was am Schluss bleibt, alles was das Wichtigste ist, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Apostolul Pavel a scris deja în epistola lui de la Corinteni că ce rămâne la sfârșit este nădejdea, credința și dragostea. El a făcut deja am rezumat cu cele trei cuvinte cheie. Und damit wird die auch schließen die Botschaft und ich wünsche euch das. Ich wünsche euch die Hoffnung, dass alles wieder besser kommt, auch in der Situation von der Corona Krise. Și vrem să încheiem exact cu acest lucru. Vrem să vă încurajăm să ne gândim la aceste trei lucruri, la speranța, credința și dragostea pe care am primit-o noi de la Domnul nostru. Und auch der Glaube, dass er immer größer kann werden. Să nu uităm că și credința noastră poate să se mărească. Und auch der Glaube, dass Gott alle unsere Nöte kann begegnen. Și să rămânem credincioși că Domnul Iisus și că Domnul nostru Tată, El este alături de noi și acum, și când avem griji.
und die Liebe untereinander und fürs Werk von Jesus, vom Reich Gottes. Și vă încurajăm și de asemenea ca dragostea, să nu uităm dragostea și să avem grijă ca și dragostea noastră să crească pentru lucrul Domnului. Das wünschen wir euch. Das ist Ostern. Asta vă dorim noi din toată inima și asta este Paștele pentru noi. Amin. O, cât de mult Iisus aș vrea doritul chip să-ți pot vedea, alinul tău să-l simt mereu în viorând adâncul meu. Duiosul glas să ți-l ascult atât de mult, atât de mult. Duiosul glas să ți-l ascult atât de mult, atât de mult. La piept picioarele să-ți strâng, mișcat și fericit să plâng. Și-n pacea care mi-ai adus să-ți cânt mereu, Iisus, Iisus. Că-ți-a stăpânul meu ceresc, eu te iubesc, eu te iubesc. Că-ți-a stăpânul nul meu ceresc, eu te iubesc, eu te iubesc. Îți mulțumesc, o, Domnul meu, că atât de fericit sunt eu. De când odihna mi-am aflat în harul tău îndelșugat, îți voi cânta până la sfârșit, Iisus iubit, Iisus iubit. Îți voi cânta până la sfârșit, Iisus iubit, Iisus iubit. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat și slăvit să fie Domnul. Mulțumim Domnului Iisus că și anul acesta, cu prilejul acestei sfinte sărbători, care este cel mai însemnat moment din istoria omenirii noastre, învierea Domnului Iisus, acest praznic în care suntem chemați să ne aducem aminte cât de mult a costat mântuirea noastră și împăcarea noastră cu Tatăl, ce grozăvie este păcatul și ce preț a trebuit plătit pentru el. Și acesta a fost prețul sângelui Domnului Iisus. Nu putem vorbi despre înviere fără să ne aducem aminte de ceea ce a spălat vinovăția păcatelor noastre, de ceea ce ne-a împăcat cu Tatăl. Și aceasta este sângele Domnului Iisus. Aceasta este jertfa crucii pe care Mântuitorul, din dragoste pentru noi, a venit să ne descopere voia Tatălui și dragostea Lui. Trăim o vreme cu totul deosebită și cred că poate că aceste înregistrări care se vor face
vor trebui să rămână ca un document peste vreme, atât cât Dumnezeu va mângădui viață în trupurile noastre și existența aceasta a lumii acesteia, că am avut și un an în care așa am sărbătorit momentul învierii Domnului Iisus. Un moment care nu l-a mai trăit niciodată, care omenirea nu l-a cunoscut niciodată, un moment pare că a fost trimis să ne facă să înțelegem multe din lucrurile și din lucrările pe care Dumnezeu le face cu noi și în fața cărora poate de atâtea ori ne-am dovedit atât de necunoscători. Cuvântul lui Dumnezeu arată în capitolul 2 din Faptele Apostolilor că în ziua cincizecimii, biserica care a născut-o Duhul Sfânt, erau toți împreună și în același loc. Am avut atât de mult timp de când Domnul ne-a rânduit să trăim această bucurie și să împlinim această dovadă a întâlnirii noastre cu Domnul și a lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. Deși de foarte multe ori am fost în același loc, dar nu totdeauna am fost împreună. Iată că acum a venit o vreme când nu suntem în același loc și totuși suntem împreună. Și aceasta poate că trebuie să trezească în noi conștiința noastră și dorința noastră după împlinirea acestui deziderat pentru copiii lui Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Am vrea să citim câteva versete din capitolul 20 de la Sfântul Evanghelist Ioan, începând cu versetul 11. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a aplecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis el, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce au zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie, ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Am citit locul acesta, un loc atât de cunoscut pentru noi, un loc care parcă vine în fiecare an să ne împrospeteze care ar fi cea mai potrivită stare a noastră din relația cu Domnul Iisus. Am văzut statisticile
pe mai multe țări creștine statistici în care mai puțin de 50% din creștini nu mai cred în înviere. Atunci să ne mai mire faptul că în vremea aceea ucenicii, deși Mântuitorul le-a vestit mai dinainte pentru ce a venit în lumea aceasta, le-a vestit mai dinainte că El are putere să-și dea viața și are putere să-și o ia, nu o ia nimeni cu sila. Și totuși, ucenicii au rămas atât de străini de împlinirea acestor adevăruri. Așa de necunoscători încât Sfântul Luca redă acolo că atunci când Maria le-a spus că Domnul nu este în mormânt, că mormântul este gol și că îngerii i-au spus de ce căutați între cei morți pe cel viu. Spune, ucenicilor li se părea că sunt niște basme. N-a fost puțină starea aceasta prin care treceau ucenicii pe care Mântuitorul le-o prevestise, că va veni zile când voi mă veți lăsa singur și veți pleca la ale voastre. Cu toate aceste înștiințări, ucenicii s-au dovedit necunoscători și neîncrezători în tot ceea ce le-a spus Domnul Iisus. De aceea, în locul acesta, am vrea fiecare dintre noi să vedem ce a văzut profetul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, Părintele Iosif. În relatarea pe care am citit-o aici, care o scrie Sfântul Ioan, spune subtitlul acesta, Iisus se arată Mariei. Fraților, trebuie să rămânem cu acest învățământ și din locul acesta, din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ca să ajungem la întâlnirea cu Domnul Iisus, pentru ca Domnul să ni se arate, să ni se descopere, noi trebuie să facem ceea ce a făcut Maria. Și ea a văzut că mormântul este gol și n-a plecat. A rămas acolo să plângă și să-L caute pe Domnul Iisus. Părintele Iosif a spus, diavolul își bate capul neîncetat, cum să-L scoată pe Iisus din frământările mântuirii noastre? Și de atâtea ori, poate că în întâlnirile noastre, așa cum spunea Părintele Iosif, în multe din adunările noastre a lipsit Domnul Iisus. Și poate că așa de puțin dintre noi am sesizat lucrul acesta și am plâns și l-am chemat pe Domnul Iisus. De aceea Părintele Iosif a văzut că marea primejdie este ca să lipsească Domnul Iisus din întâlnirile noastre, din relațiile noastre, din întâlnirile noastre a unora cu alții. Faptul că ea a rămas acolo să plângă și să-L caute pe Domnul Iisus. Domnul nu a lăsat-o nerăsplătită, ci Domnul i-a răsplătit această dragoste a ei, această credincioșie a ei și i s-a descoperit ei. I s-a descoperit și i-a vorbit ei, cea din tâi, că El este viu și i-a încredințat misiunea aceasta, du-te și spune fraților mei. O femeie
chemată să împlinească această mărturisire, să le aducă această veste a învierii Domnului Iisus, să le aducă vestea că mormântul este gol, să le aducă vestea că nu mai trebuie căutat Domnul Iisus între cei morți pentru că este viu. Și pentru ucenici lucrul acesta n-a fost simplu. Mântuitorul a trebuit să facă o lucrare cu totul deosebită. În revelația pe care Sfântul Ioan a trăit-o în Patmos, a trebuit ca Mântuitorul personal să-l încredințeze pe Sfântul Ioan, nu pentru el, ci pentru că el trăise până după anul 100. Atunci au fost cele mai mari frământări cu privire la dumnezeirea Domnului Iisus, cu privire la învierea Domnului Iisus. Și atunci Mântuitorul personal a stat în fața lui Ioan și i-a descoperit adevărul acesta. Și în capitolul 1 din Apocalipsa, versetul 17 spune așa: când l-am văzut, pentru că descrie cum arăta Mântuitorul în slava Tatălui, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme, eu sunt. Sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Sunt cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile acestea pe care le-ai văzut, lucruri care sunt și cele care au să fie după ele. Mântuitorul a vrut să ne încredințeze. A vrut să încredințeze pe credincioșii de atunci și să ne încredințeze pe fiecare dintre noi că El este viu. Învierea Domnului este cel mai important moment din istoria omenirii noastre. Pentru că, așa cum spunea Apostolul Pavel, dacă n-ar fi înviat Hristos, zădarnică ar fi fost propovăduirea noastră. Pentru că Mântuitorul a înviat ca să dovedească dumnezeirea Lui. Oamenii au mai fost înviați de sfinți și Domnul a înviat mulți, dar nimeni n-a înviat prin propria Lui putere și voință ca Domnul Iisus. Pentru că Mântuitorul le-a spus mai dinainte: când veți înălța pe Fiul omului, veți vedea că eu sunt. De aceea, bucuria acestui moment la care suntem chemați să ne aducem aminte, biruința pe care Mântuitorul a purtat-o asupra morții, asupra păcatului, care este boldul morții, biruința aceasta este cea mai înaltă dovadă, așa cum vorbea Apostolul Pavel Romanilor în capitolul 4, cu versetul 25. El a fost dat morți din pricina păcatelor noastre și a înviat pentru că am fost socotiți neprihăniți, adică iertați, că Tatăl a primit jertfa pentru păcatele noastre. Și Domnul Iisus ne-a adus această dovadă că a biruit puterea întunericului și a zdrobit porțile iadului și prin suferința, prin moarte de pe cruce, ne-a deschis ușa, așa cum spune tot cuvintele primite de Sfântul Ioan în Revelația din Patmos, că în cer s-a deschis o ușă pe care nimeni nu o poate închide.
și ușa aceasta este jertfa Domnului Iisus și biruința pe care Domnul a purtat-o pentru eliberarea noastră de sub povara păcatelor și pentru împăcarea noastră cu Tatăl. Într-o zi ca aceasta și într-o sărbătoare ca aceasta, suntem atât de îndatorați să ne cercetăm fiecare dintre noi. Suntem atât de îndatorați ca să vedem că și momentul acesta nefericit prin care trecem, fără precedent pentru istoria noastră cunoscută de noi și de alții, ca să vedem cât de mult ne lipsesc frații, ca să vedem cât de mult am păcătuit împotriva voii lui Dumnezeu atunci când ne-am depărtat unii de alții. A venit o vreme acum când se vorbește atât de mult despre depărtare socială. Oamenii să fie cât mai departe unii de alții. Probabil că vremea aceasta a venit să ne traducă cum stă în fața lui Dumnezeu ceea ce și noi am trăit, poate în mod inconștient, când ne-am depărtat cât mai mult unii de alții. Când trăim în așa depărtări unii de alții și a venit să ne arate ce grozăvie este această depărtare. Să nu poți merge la frați, să nu-și dorească frații să vină frați. Iată că acum poate că vom înțelege câtă nevoie avem unii de alții. Și vom înțelege în fața lui Dumnezeu cât de mare va fi răsplătirea pentru păcatul acesta, al despărțirii, al depărtării noastre a unora de alții. De aceea, fraților, noi suntem plini de bucurie că chiar în aceste condiții, chiar și prin aceste mijloace deosebite, Dumnezeu ne mai dă câte o picătură de bucurie. Dumnezeu vrea să ne trezească conștiințele noastre, să vedem că avem nevoie să fim împreună și în același loc. Această lipsă este venită pentru depărtarea noastră de voia lui Dumnezeu. Și acum, la încheiere, pentru familia aceasta deosebită, pentru fratele Costică, care este decanul de vârstă al oastei Domnului, care a împlinit această vârstă memorabilă de 99 de ani, alături de sora Vasilica, ne bucurăm că Dumnezeu i-a păstrat până aici integri și să fie o mărturie pentru copiilor, pentru urmașilor și pentru frații care am văzut în relațiile cu ei câtă bucurie au ei că s-au încrezut în Domnul Iisus. N-a fost ușor drumul pe care l-au parcurs. N-a fost deloc blândă vremea prin care a trecut. Dar în toate acestea am văzut cum s-au încrezut ei în Domnul Iisus, ca să slujească de modele pentru noi, pentru fiecare în parte, cum trebuie să ne încredem în Domnul Iisus. Cum trebuie să credem că și această vreme vine să ne vorbească despre ceea ce noi aveam nevoie să înțelegem fără acest experiment care lasă atâta durere, atâta nefericire, care lasă atâtea lacrimi, care lasă atâtea urme care nu se vor uita niciodată. De aceea îi mulțumim Domnului Iisus pentru dragii noștri frați de la Galați, pe care iubim și pe care îi dorim să ne păstrăm în ceea ce a fost de la început. Și ceea ce a fost de la început, așa cum a spus Părintele Iosif, oastea Domnului este dragoste și lacrimi. Să vedem că
dacă lipsește ceva, așa cum a spus Părintele Iosif, lipsește Domnul Iisus. Și să căutăm ca în adunările noastre să avem astfel de Marii și astfel de suflete care să plângă și care să-L cheme și să-L caute pe Domnul, astfel de ochi sufletești care să vadă lipsa Domnului Iisus, pentru că toate nerealizările noastre, toate neîmplinirile noastre, toată lipsa noastră de izbândă spirituală este datorată faptului că lipsește Domnul Iisus. De aceea îi mulțumim Domnului că ne-a dat harul ca și aceste sfinte sărbători să le petrecem într-un fel cu totul special, dar nu lipsiți de nădejde, ci să ne bucurăm că îl avem pe Domnul Iisus de partea noastră, să ne aducem copiii noștri, frații noștri, suferințe noștri înaintea Domnului și să ne rugăm pentru cei care sunt chemați să îngrijească de acești nefericiți care poate că cei mai mulți nu știu să strige către Domnul în astfel de zile și în astfel de momente. Domnul să binecuvinteze dragii noștri frați de la Galați și Domnul să scurteze distanțele dintre noi și Domnul să ne facă să înțelegem că avem nevoie acum mai mult ca oricând să ne căutăm unii pe alții, să ne iubim unii pe alții, să ne iertăm unii pe alții. Capitolul 3 din Apocalipsa, versetul 11, spune: Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu, și nu va mai ieși afară din el, voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care are să pogoare din cer. Dar versetul 10 spune, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste locuitorii pământului. Suntem chemați, fraților, să păzim cuvântul răbdării, să-L credem pe Domnul Iisus, să credem că tot ce a spus Domnul Iisus este adevărat și se va împlini întocmai. Și atunci și Domnul Iisus spune că ne va păzi de ceasul încercării care are să vină și a venit și probabil că vor mai veni. Posibil să fie începutul acestor vremi de încercări, pentru că arată cuvântul lui Dumnezeu, dacă aceste vremuri n-ar fi scurtate din pricina celor aleși, am perit cu toții. Domnul să ne ajute la toate acestea. Amin. Slăvit să fie Domnul Iisus și Hristos a înviat. Amin. Hristos a înviat. Cântăm cântarea numărul 290. Când vom călca pe ulițele tale, Ierusalime, loc iubit și sfânt, tot ce vii va prinde o sanare, preslava Celui Purului Drag și Sfânt. Tot cer viva plin de osanare, preslava Celui Purului Drag și Sfânt. Uimiți de atâta sfântă măreție, scăpați de lutul ce ne-a frământat, în vece veci cânta vom slavă ție, cereșcul nostru dulce.
în vece veci cânta o slavăție Cerescul nostru, dulce împărat, cu ochi lacrimi de bucurie sfântă, scăldați în raza soarelui dorit, nesăturați de fața ta cea blândă, o, Domnul nostru, scump și prea iubit, nesăturați de fața ta cea blândă, o, Domnul nostru, scump și prea iubit, pe străzi de aur ca sticla strămezie, cu toți cei scumpi și dragi ce i-am dorit, cântă o slavă purul numai ție, de dragostea cu care mi-ai iubit, cântă o slavă purul numai ție, de dragostea cu care mi-ai iubit. Ierusalime, vei auzi cântarea și îngerii noștri și n-au cântat. Atunci în ziua când va fi sălbarea poporului pe vece scumpărat, atunci în ziua când va fi sălbarea poporului pe vece scumpărat, când întristarea va fi din inimi ștearsă și fericirea veșnică va fi, doritul nostru, scumpa noastră castă, Ierusalime, când te vom zări, doritul nostru, scumpa noastră casă, Ierusalime, când te vom zări. Hristos a înviat. Slăvit să fie Domnul. Frați creștini, mă alătur și eu în această frumoasă zi. În primul rând aș vrea să citesc din cartea Părintelui Iosif Trifa, Tălcuirea Evangheliilor, duminicilor de peste an, la duminica și la ziua Învierii. Această carte mi-a fost dăruită de fratele Nicu Dănăilă și, în al doilea rând, după acest cuvânt, într-un arc peste timp, scris de Părintele Iosif Trifa, aș vrea la urmă să citesc și rugăciunea propusă nouă tuturor la vreme de boală mulipsitoare. Nu în ultimul rând, vreau să urez un călduros la mulți ani fratelui Bucăneală Constantin, care luna aceasta, pe 14, am primit 99 de ani. La mulți ani și noi îi dorim multă sănătate. Spune Părintele Iosif Trifa în această frumoasă carte, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Crezi tu
într-adevăr că Hristos a înviat. În aceste vorbe este temeiul vieții noastre sufletești. Căci, dacă n-a înviat Hristos, zadarnică este credința noastră, zicea Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 14. Dacă n-ar fi înviat Hristos, toată viața noastră s-ar fi sfârșit la groapa din cimitir. Dar Hristos a înviat și cu slăvită învierea sa ne-a trecut și pe noi din moarte la viață și de pe pământ la cer. Hristos a înviat. Aceasta este vestea de bucurie pe care o întărim prin răspunsul adevărat a înviat. Eu însă te întreb pe tine, crezi tu cu adevărat în aceste cuvinte? Întărești tu cu purtările tale zilnice acest adevăr? Dacă tu crezi că Iisus a înviat cu adevărat, atunci de ce trăiești ca și când El ar fi mort? De ce vorbești ca și când El nu te-ar auzi? De ce minți ca și cum El nu te-ar vedea? De ce te mânii ca și cum El n-ar fi împreună cu tine? De ce pismuiești și gândești rău despre altul, despre fratele tău, dacă El, de parcă Domnul n-ar ști? De ce te fățărnicești și te viclenești ca și cum El nu te-ar fi cunoscut? De ce drăcui, blestem, înjuri, bei, joci în jocuri de noroc, de parcă El nu te-ar auzi și nu te-ar vedea? A crede cu adevărat în Iisus cel înviat înseamnă să mori și tu față de păcat, în Galateni 6:14, și să înviezi în Iisus Hristos ca o făptură nouă, 2 Corinteni 5:17. Deci, dacă ați murit și ați înviat împreună cu Hristos, zice Sfântul Apostol Pavel, omorâți mădularele voastre cele de pe pământ, desfrânarea, patima, pofta cea rea, mânia, iuțimea, ula, întru care oarecând viețuiați, nu vreți minciuni, ci dezbrăcându-vă de omul cel vechi, din împreună cu faptele lui, îmbrăcați-vă în omul cel nou. Coloseni 3:1-11. Ziua învierii este și trebuie să fie și ziua învierii sufletului tău. Ziua ieșirii tale din păcat. Deșteaptă-te cel ce dorm în somnul păcatelor și te scoală din morți. Dintre cei morți sufletești. Efeseni 5:14. Numai când ai făcut acest lucru, vei înțelege cu adevărat ce adevăr mare și vei simți ce bucurie mare se află în cuvintele Hristos a înviat. Ce spune Părintele? Adevărat. Aici, la sfârșit, Părintele a așezat și cu toții știm, cei care am participat la Sfânta Liturghie din ziua învierii, învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur despre înviere. Și știm cu toți această frumoasă rugăciune, de este cineva creștin bun și iubitor de oameni să se îndulcească de acest praznic sfânt și luminos. De este cineva slugă înțeleaptă să intre în bucuria Domnului Său. Intrați toți într-o bucuria Domnului, bogații și săracii, împreună dântuiți, veseliți-vă astăzi, masa este plină, ospătați-vă cu toții, nimeni să nu iasă plământ, toți să vă îndulciți de ospățul credinței, nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, căci iertarea din groapa răsărit, nimeni să nu se mai teamă de moarte, că ne-a slobozit pe noi moartea Mântuitorului. Unde ți este acum iadul biruința ta? Unde ți este acum boldul tău mare? În viața Hristos și viața viețuiește. În viața Hristos și niciun mort nu mai este în groapă. Căci Hristos, înviind din morți, începătură celor adormiți s-a făcut. Acum, iubiților, aș vrea să citesc și această rugăciune
pe care fiecare dintre noi ar trebui să facem în aceste clipe de încercare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce ești bogat în milă și purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, o dărmuiești viața noastră. Ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală mânisitoare, noua epidemie, precum a încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridică-i grabnic din patul durerii, ca să te slăvească pe tine Mântuitorule cel milostiv, iar pe cei sănătoși, cadrele medicale, cei aflați acum în prima linie, polițiști, din plinul cu toți cei care veghează la sănătatea și la siguranța noastră, îi ocrotește de orice boală. Bineclintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijești pe cei bolnavi în casele lor sau în spital. Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește, Doamne, pacea Ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproape. Că al Tău este a ne mântui și a ne mântui pe noi, Dumnezeu, de Dumnezeu nostru și ție slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Slăvit să fie Domnul, la mulți ani fratelui Constantin Bocăneală și Hristos a înviat. Do you see?
Să fie Domnul, în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Hristos a înviat! Credem în Cel care a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Acest verset l-au citit în seara aceasta fratele Bența înaintea mea, fratele Vasile de la Brașov, l-a citit fratele Viorel Petrescu de la Suceava. Eu aș vrea să rămânem cu acest verset. Spune, Hristos a fost dat la moarte din pricina păcatelor noastre. Toate păcatele lumii, de la păcatul lui Adam, de la păcatul Evei, de la păcatul lui Cain, până la păcatele care se fac astăzi, au făcut ca Domnul Iisus să poarte crucea de la Golgota. Cum spune Sfântul Apostol Pavel și s-a spus, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Hristos n-a murit pentru că era bătrân, n-a murit pentru că era bolnav, ci Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Și spune că a murit pentru păcat și a înviat pentru că am fost socotiți neprihăniți. Noi nu suntem neprihăniți, ci socotiți neprihăniți, socotiți de bunătatea lui Dumnezeu, socotiți pentru că s-a găsit un preț, s-a găsit cineva care să vină. Spune în Apocalipsa atât de frumos când apostolul iubirii, apostolul Ioan, spune că s-a făcut o strigare și s-a spus cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pe ceții. Și spune că s-a făcut tăcere și nu s-a găsit nimeni în cer, pe pământ și sub pământ care să ia cartea să-i rupă pe ceții. Și la un moment dat spune că apostolul a plâns mult și a zis unul din bătrân, nu plânge, iată că s-a găsit leul din seminția lui David, din seminția lui Iuda, din rădăcina lui David, care a biruit să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Și când a apărut Domnul Iisus, spune că părea un miel, un miel junghiat, pentru noi și pentru păcatele noastre. Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi. Hristos a fost înmormântat și a înviat pentru noi, ca să fim iertați și mântuiți, ca să înviem și noi la o viață nouă pentru El. M-am gândit, s-au spus atâtea cuvinte astăzi. Au vorbit înaintea mea 10 frați. Dacă un singur cuvânt, un singur gând am fi păstrat de la fiecare frate, cât am fi strâns noi? Vedeți, spune în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 17, când s-a rugat Domnul Iisus, zice, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam înainte de întemeierea lumii. Domnul Iisus spune, eu mi-am sfârșit lucrarea. Domnul Iisus, când a murit pe crucea de la Golgota, a spus sfârșitul sa, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, sufletul meu. Domnul și-a sfârșit lucrarea. Și totuși vedem că Domnul Iisus încă mai lucrează. Am ascultat dimineață că a mers la Emaus după doi din ucenicii lui și i-a întrebat despre ce vorbiți între voi pe drum. Vedeți, Domnul Iisus a mers. Am ascultat ieri că Domnul Iisus a mers la propriul lui mormânt după înviere, unde era un suflet scump despre care s-a citit, cu sufletul Mariei Magdalena, care plângea, privea în mormânt și plângea, în timp ce ucenicii au plecat acasă. Dar ea n-a plecat acasă. Ea se uita în mormânt și vorbea cu îngerii. Și îngerii au întrebat-o, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Și Domnul Iisus a întrebat-o, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Plâng pentru că au luat pe Domnul meu. Și nu știu unde l-au pus. Noi ne plângem de atâtea lucruri. Ne plângem de acest virus care a venit peste întreaga planetă.
care se luptă cu celulele noastre, cu sănătatea noastră. Ne plângem că nu avem bani, ne plângem că suntem despărțiți, ne plângem că suntem bătrâni, că suntem bolnavi. Dar Maria plângea pentru că l-a pierdut pe Domnul Iisus. Să nu plângem după altceva, ci să plângem dacă nu l-avem pe Domnul Iisus. Este singurul plâns, este singurul necaz al lumii când plângem după Domnul Iisus. Femeie, de ce plângi? Pentru că a luat... Îl vedem pe Domnul căutând-o pe Maria. A căutat pe cei doi ucenici. Ucenicii ziceau, nu ne ardea nouă inima când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Nu ne ardea inima. Oare astăzi, cum spunea fratele Virel înaintea mea, ne arde inima după acele adunări? Când ne urcam în mașină și mergeam la Brașov, mergeam la Cunedoara, mergeam la Suceava și ne întâlneam cu sute de frați, cu mii de frați. Cât de frumoase au fost adunările noastre. Oare nu ne arde atunci inima? Iată că acum suntem într-o casă, câte doi, câte trei, nu? Și totuși ne bucurăm. Spune Domnul Iisus, caută încă. Spune, duminică vom asculta că l-a căutat pe Toma, pe apostolul Toma, cel care lipsea. M-am bucurat pentru că, iată, la radio sunt atâția frați. Am ascultat frați din străinătate, am ascultat frați de la Cluj, frați de la Brașov, de la Suceava. Sunt atâția, suntem împreună. Toma n-a fost împreună în duminica învierii. S-a pierdut. A pierdut întâlnirea cu Domnul Iisus, dar pentru că Domnul l-a iubit, în ciuda necredinței lui, spune că a venit în mod special pentru el, pentru ușile închise și a spus, Tomo, vino încoace. Tomo, iată mâna mea. Tomo, iată coasta mea. Tomo, iată picioarele mele. Domnul Iisus vine și ne arată ranile lui și spune, Tomo, ferice de tine pentru că ai văzut și ai crezut. Dar mai ferice de cine n-a văzut și a crezut. Cred că noi suntem acei fericiți care nu l-am văzut pe Domnul Iisus în trup, dar am crezut în El, în moartea Lui, în învierea Lui, am crezut în nașterea Lui. Am crezut că Dumnezeu a dat ce a fost mai sfânt în cer pentru mântuirea noastră. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Spune Sfântul Apostol Petru, nu cu aur, nu cu argint, nu cu pietre scumpe. Ați fost voi răscumpărați din felul de șerpi de vețuiri, ci cu scump sângele mielului fără pată și fără cusur, care era Fiul lui Dumnezeu, era... Ceea ce a văzut Sfântul Ioan Botezătorul când a spus la iată mielul lui Dumnezeu care ridică, care duce păcatul lumii. Iisus Hristos încă călătorește prin lume și ne caută. Te caută pe tine, mă caută pe mine. L-a găsit pe Toma, a găsit pe Luca și Cleopa, a găsit-o pe Maria. Spune Sfântul Pavel că a găsit 500 de frați deodată care s-au întors la Dumnezeu, care s-au făcut credincioși, care au fost copiii lui Dumnezeu. Să rămânem la cât s-a spus până astăzi. Este o adunare lungă, o adunare care împlinește acum 4 ore, foarte lungă, foarte mare. Dacă am ține, cum am spus, un gând de la fiecare frate, de la fiecare cântare, fiecare dintre noi, rămânem la aceste cuvinte, Iisus Hristos încă lucrează, călătorește și cheamă oamenii la mântuire și ne cheamă pe fiecare dintre noi să ne rugăm pentru toată lumea. Văd frații se roagă unii pentru oastea Domnului. Cred că nu-i corect să te rogi numai pentru oastea Domnului. Hai să ne rugăm pentru toată România, pentru toată biserica noastră, pentru toți preoții noștri, pentru toți doctorii noștri. Să ne rugăm pentru tot poporul nostru și pentru toate popoarele lumii, chiar și cele care nu sunt creștine. Să ne rugăm pentru arabi, pentru chinezi, pentru toți să ne rugăm. Suntem puși să ne rugăm. Spune Domnul Iisus când vorbește despre sfârșit, în capitolul 24 de la Matei, spune... Va veni un necaz cum n-a mai fost niciodată peste toată lumea. Dar aceste zile se vor sfârși, se vor scurta din pricina celor aleși. Eu cred că aceste zile le putem noi scurta prin rugăciunea noastră, prin pocăința noastră. Le putem scurta prin rugăciunea noastră. Le putem scurta printr-o viață frumoasă trăită frumos. Vedeți, anul acesta ca niciodată nu ne-a venit copii. Era casa plină de copii. Erau atât de mulți, nu mai știam unde să-i culcăm, nu mai știam ce să le dăm. Și am reușit cu cât am făcut să ducem și la săraci. Domnul spune, pe săraci îi aveți totdeauna cu voi. Și am fost la câțiva vecini aici aproape, nu prea departe, să nu mă prindă autoritățile. Și am dus câte ceva. Și de a-ți vedea un om care nu are nimic de mâncare în ziua de Paște, care n-a avut o bucățică de pește în ziua de florii, care nu știa cum să-ți mulțumească, Dumnezeu te-a trimis. Eu cred că asta face mai mult decât toate adunările și decât toate slujbele.
să facem un lucru frumos pentru Domnul, să mângâiem pe cel asupris, să-i dăm o carte de cântări, un CD, o cântare, să-i spunem, să-i spunem câteva cuvinte despre Dumnezeul iubirii. Pentru fratele Costică, care azi, care luna aceasta a împlinit 99 de ani, pentru sora Vasilica, eu spun că noi nu sărbătorim un om sau niște oameni. Noi sărbătorim o familie. O familie de oameni credincioși. O familie de oameni creștini. O familie frumoasă. O familie din oastea Domnului. Pentru el, pentru ei, în mod special, pentru toată familia aceasta bucăneală, cu care ne-am cunoscut de când mergeam la școală. Am făcut liceu împreună cu Aurel, împreună cu Marioara și ne-am cunoscut atât de bine și ne cunoaștem încă bine. Și e un verset în Proverbe, în capitolul 17, este versetul 6 și spune: copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Copiii sunt cununa bătrânilor. Eu cred că fratele Costică, sora Vasilica, sunt fericiți datorită copiilor lor. Și sunt fericiți datorită copiilor lor credincioși. Copiilor lor frumoși și buni, care fac cinste unde sunt, în toate țările Europei, în toată lumea. Care nu s-au lepădat de cântare, nu s-au lepădat de Dumnezeu, nu s-au lepădat de Dumnezeul oastei, ci au rămas credincioși. Copiii sunt cununa, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, spune atât de frumos. Copiii sunt cununa bătrânilor, iar bătrânii, spune cuvântul lui Dumnezeu, părinții sunt slava copiilor. Spune fratele Traian atât de frumos, fericiți vor fi copiii ce părinții și-i cinstesc. Fericiți vor fi părinții ce copiii în Domnul își cresc. Spune toată acea cântare atât de frumos, zice, numai o strofă spune: binecuvântați părinții chiar și când vă este greu, căci atunci când faceți astfel, ascultați de Dumnezeu. Binecuvântați părinții și iubiți și ajutați, căci oricât de mult le-ați face, n-ați plătit cât datorați. Fratele Aurel, fratele Gigi, Nicu și toți ceilalți, sunteți binecuvântați că aveți părinți, aveți cu cine vorbi, aveți pe cineva care se roagă pentru voi. Și oricât v-ar fi de greu să-i ajutați, să-i întrețineți la bătrânețe, pentru că bătrânețe înseamnă neputință. Au spus unii dintre frați și părintele înaintea mea, a spus la mulți ani. Eu cred că la vârsta asta trebuie să spunem sfârșit creștinesc, dă-ne nouă, Doamne. Un sfârșit creștinesc. Dorim ca fratele să se întâlnească cu Domnul Iisus, în împărăția Lui, în locul unde a crezut, unde Domnul Iisus a pregătit un loc fericit și binecuvântat, unde nu e boală, nici suferință, nici suspin, ci o viață fericită și binecuvântată. Asta ne dă fiecăruia dintre noi Domnul Iisus, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Facă Domnul ca frații să fie sănătoși cât mai trăiesc. Să fie bucuria copiilor, cum spune aici, să fie slava copiilor. Și copiii să fie cununa bătrânilor în toată această familie. Ne bucurăm pentru că încă mai avem printre noi oameni bătrâni și credincioși. Oameni sănătoși, oameni plini de credință și de dragoste. Oameni care ne-au vestit nouă cuvântul lui Dumnezeu. Și spune tot fratele Traian atât de frumos, să-mi las în loc urmașul, unealta să-mi preia. Și atunci, dintr-o dată, sfârșește ziua mea. Domnul să binecuvinteze această familie frumoasă, să binecuvinteze oastea Domnului, în mod special oastea Domnului din Galați, oastea Domnului din toată țara și ne bucurăm pentru că așa v-am văzut și v-am auzit. Slăviți să fie Domnul! Hristos a înviat! În numele Tatălui, a Fiului... E ziua Sfintei Învieri și a Harului Curat, uitând durerile de ieri, primind cerești și noi puteri, părtași slăvite învieri, Hristos a înviat! Slavă! 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 Pe Iisus și Dios, cer și pământul, Rania Hristos, Rania Hristos, Rania, Rania, da cu adevărat.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cer rău și viclean, căci Ta este împărăția și puterea și slava. Te slăvim, Te lăudăm și Te binecuvântăm, Marele nostru Dumnezeu și veșnicul nostru Părinte, ale cărui brațe cuprind cerul și pământul, fii binecuvântat în veci de veci. Acum, în clipele acestea, în seara aceasta binecuvântată de Tine, când Tu ai pătruns în casele noastre închise de frica virusului acestuia, cândva ucenicii Tăi erau închiși de frica iudeilor. Acum noi stăm închiși de frica virusului, dar Tu ai venit, ai bătut la ușa noastră, ai intrat și ne-ai spus tuturora pace vouă. Îți mulțumim pentru lucrul acesta, ne-ai dat pacea Ta
nu o pace cum o dă lumea, o pace plină de liniște, de mângâiere, mulțumim din toată inima noastră, pentru că așa cum ne-ai promis tu, nu ne-ai lăsat singuri nici în timpurile și în vremurile acestea. Te rugăm, tu care ții în mâna ta atotputernică lumea în care suntem acum și tot ce este în ea, tu care privești din înălțimea ta pe toți copiii tăi, în ziua aceasta unește-ne într-un duc și într-o simțire cu toți cei dragi și scumpi ai noștri de pe întreg pământul, care astăzi au fost cu noi și și-au ridicat glasul spre tine. Acum, când în jurul nostru bântuie parcă întunericul, când lumina se luptă cu întunericul, când desnădejdea biruie în sufletele multora, te rugăm, Doamne, dă-ne tu lumina cuvântului tău, puterea Duhului tău și al Sfânt, ca să putem birui în viața noastră de toate zilele. Mulțumim pentru cuvântul din ziua aceasta, pentru cântare, pentru îmbărbătare, pentru părtășia frățească și te rugăm să o păstrezi vie în sufletele noastre ca să putem birui ispitele și încercările prin care trecem. Ajută-ne să stăm smeriți sub crucea ta și în lumina învierii tale. În clipa aceasta și gândurile noastre se îndreaptă spre fratele Costică, care ne-am cunoscut din tinerețea noastră. Îți mulțumim, o Doamne, că și l-ai păstrat credincios și ne este o pildă înaintea ochilor noștri, că și la vârsta aceasta putem să ne bucurăm împreună. Și privind la vârsta lor, la vârsta la care a ajuns, dă-ne putere, o Doamne, să spunem și noi, ca psalmistul, să zicem în viața noastră, învață-ne să ne numărăm și noi bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Dă-ne putere la fiecare dintre noi ca să rămânem la aripa cuvântului tău, la umbra crucii tale, să putem trece biruitori prin toate împreună cu tine. Pentru toate, Tatăl și Dumnezeul nostru, noi îți mulțumim, în mâna ta ne încredințăm și încredințăm pe toți frații și surorile noastre de pretutindeni, din întreaga țara aceasta și de pe întreg pământ, acolo unde sunt adunați într-un numele tău. Unește rugăciunile noastre și gândurile noastre cu ale tuturor. În fața ta venim și îți mulțumim pentru toate, te slăvim, te lăudăm și te binecuvântăm și numelui tău de mare cinste îi dăm slavă, cinste și mărire. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să cântăm cu adevărat Vos Hristos a înviat, a înviat, a înviat, viața veșnică ne-a dat, a înviat, a înviat, viața veșnică. Slăviți să fie Domnul, fraților, Hristos a înviat. Mulțumim din inimă pentru grija pe care a avut-o Domnul față de noi astăzi, că am putut să fim împreună în condițiile acestea. Din inimă vă mulțumim pentru răbdare, pentru dragoste și pentru tot ce ați făcut în ziua aceasta, că v-ați gândit la noi, că v-ați rugat pentru noi, v-ați rugat pentru părinții noștri, i-ați avut înainte și v-ați adus aminte de ei și de fiecare dintre noi. Vă mulțumim frumos și dorim și ne rugăm Domnului ca să ne poarte tuturor de grijă și frăților voastre, să vă răspundă la toate rugăciunile frăților voastre și viața în continuare să fie plină de prezența Domnului și El să ne însoțească și să vă însoțească în fiecare zi. El de fapt a zis că s-a înălțat la cer, că va fi cu noi în toate zilele. Așa că vă doresc în continuare sărbători fericite și Domnul să fie cu noi în vecii vecilor. Amin.